Bună dimineața, sunt Georgia Pietreanu, este ora 9, sunteți la Prima News, iată care sunt cele mai importante știri ale zilei. Premierul Marcel Ciolacu s-a plâns la începutul ședinței de guvern că aude prea multe discuții în ultimele zile despre linii roșii sau galbene. Acest guvern nu este al vreunui partid, acest guvern este al României, a afirmat el, la o zi după ce liderul PNL Nicolae Ciuc a spus că introducerea impozitului progresiv reprezintă o linie roșie. În replică, Ciuc a spus că în cursa pentru prezidențiale lucrurile sunt mai contundente. Marcel Ciolacu, atac dur la adresa lui Boloș, de acum înainte nu va mai intra în guvern nicio modificare de natură fiscală fără să existe în prealabil o consultare publică și un acord cu mediul privat și societatea civilă. Nici domnul Boloș, nici alții miniștri nu pot veni cu proiecte în acest sens, cum ar fi CNP-ul fiscal, de exemplu, până când nu parcurg acest traseu. Cred că așa e corect și aceasta este așteptarea românilor, a continuat premierul. Președintele PNL Nicolae Ciuc a anunțat că este deschis la o eventuală întâlnire cu lidera USR Elena Lasconi în funcție de declarațiile viitoare, însă seria atacurilor reciproce continuă. După ce Lasconi a sugerat lui Ciuc o igienizare în PNL, liderul liberal i-a reproșat șefei USR că este prea nou în funcție pentru a da sfaturi altor lideri politici. Ieri Elena Lasconi a anunțat că va discuta cu toată lumea pentru că după alegeri există minimum 3 opțiuni: o guvernare PSD-PNL, o guvernare PSD-AUR, o guvernare USR-PNL-UDMR. Comisia Europeană anunță că a decis să cheme Germania și Italia în fața Curții Europene de Justiție din cauza unor practici care discriminează muncitorii străini din aceste țări. Ambele țări au introdus în ultimii ani scheme pentru ajutorarea familiilor, însă sumele plătite au fost stabilite în cuantumuri diferite. În Italia, de exemplu, muncitorii trebuie să fi locuit în țară timp de cel puțin 2 ani pentru a fi eligibil pentru ajutor, în timp ce în Germania sumele sunt mai mici pentru muncitorii care au copii ce locuiesc în țări ale Uniunii Europene, unde costul traiului este mai scăzut. Kremlinul anunță că este deschis negocierilor cu Ucraina cu privire la încetarea conflictului, chiar și în timp ce președintele ucrainean Volodymyr Zelensky rămâne la putere, în ciuda faptului că se îndoiește public de legitimitatea acestuia. Anunțul Kremlinului vine după ce ministrul ucrainean de externe, Kuleba, a declarat după vizita în China că oficialii de la Kiev sunt pregătiți pentru discuții de pace cu Rusia, cu condiția ca suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei să fie pe deplin respectate. Aproximativ 45.000 de polițiști francezi au fost dislocați pentru a asigura securitatea la Jocurile Olimpice, începând de astăzi, când are loc ceremonia de deschidere a competiției. Autoritățile franceze au anunțat că pe durata Jocurilor la Paris va fi instalat un sistem antidrone, iar lunetiștii vor supraveghea zona de pe acoperișuri. De asemenea, râul Sena va fi verificat de bombe. Potrivit presei din Hexagon, până acum serviciile secrete franceze au identificat circa 5.000 de persoane suspecte care intenționau să compromită Jocurile Olimpice, inclusiv 1.000 bănuite de interferență străină. Așadar, se ascult cuțitele în coaliția PNL-PSD, deși mai sunt peste 2 luni până la începutul campaniei pentru prezidențiale, liderii coaliției se aprind din orice. Ciolacu le atacă pe Ciucă pentru liniile roșii și galbene, aluzie la declarația lui Ciucă privind respingerea inițiativei PSD de a introduce impozitul progresiv, și îl tamponează pe ministrul liberal al finanțelor, Marcel Boloș, pentru introducerea, fără consultare publică, a CNP-ului fiscal. Ciucă intervine și lămurește lucrurile. Lucrurile sunt mai contundente decât în oricare dintre alegeri. Timpul nu trebuie pierdut cu astfel de subiecte, a concluzionat Nicolae Ciucă. În ceea ce privește liniile roșii și galbene, liderul PNL a spus că nu este inspirat să facă un slogan de campanie din aceste linii, pentru că în spatele lor se ascund decizii care au efect asupra populației. Întrebat de presă dacă se va întâlni totuși cu șefa USR Elena Lasconi, liderul PNL a declarat că este dispus la o discuție în funcție de declarațiile viitoare ale acesteia. Și discutăm subiectul împreună cu invitatul meu de la această oră, Sabin German, realizatorul emisiunii România de la A la Z. Bună dimineața, Sabin, și îți mulțumesc! Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație! Sabin, aceste ciocniri așa ar trebui totuși să ne mire, având în vedere că suntem înaintea campaniei electorale și nu mai este chiar atât de mult până la alegeri. Nu ar trebui să ne mire, pentru că până la urmă avem o stursă cămilă la guvernare, avem un PNL care ar trebui să respecte liberalismul și încearcă să respecte,
și avem un PSD care vrea doar voturi. Adică, la, mă gândesc la următorul lucru. În momentul în care Ciolacu a făcut acea declarație că nu e nicio catastrofă să rămâi două zile fără permis, adică pur și simplu a dat-o înspre, să zic, orice, a băgat în derizoriu prezumția de nevinovăție, e bine, în momentul în care a izbunit scandalul, a dat vina pe Predoiu. Acum, după ce a cerut lui Boloș să facă tot felul de chestii, dă vina pe Boloș. Tot timpul altcineva e de vină. Niciodată n-a existat o asumare, un îmi pare rău, îmi cer scuze de la socialiști. Și aici trebuie să înțelegem că asta este esența socialismului. Niciodată nu va lucra cu banii proprii. Da? Și aici, Ciucă are dreptate. Există linii roșii vis-a-vis de guvernare. Una dintre liniile astea roșii este impozitul progresiv. Pe de-o parte. Pe de altă parte, vor trebui să-și dea seama și liberalii practic ei pierd. Chiar dacă, sigur, matematica asta românească a comasării a dat plus, matematica universală de cu minus. Pentru că în momentul în care trebuie să alegi oameni care vin din partide diferite și nu dintr-o sursă cămilă comasată, o să vedem că, de fapt, au pierdut liberalii mai mult decât voturile, au pierdut esența liberalismului. Aceea de a lăsa antreprenoriatul liber, de a lăsa o piață liberă, dar nu veni cu tot felul de plafonări după modelul ungureț, care ia încet, încet ne duce către un deficit imens. O să vedem în următorul an, nu doar impozite noi, deși se jură că nu fură domnul Ciolacu, și fac o paranteză, vă amintesc că au fost 3 declarații ale lui Ciolacu în 2023, cum că nu cresc impozitele și de 3 ori au crescut. Da? Și atunci o să vedem un fel de căutare de vinovat și vă spun de acum care va fi vinovatul. Comisia Europeană, pentru că am văzut în televiziunile astea, o să le numesc partenere, tot felul de spus-o cămile de-astea suveraniste, Comisia Europeană ne cere, ne obligă să mărim taxele. Comisia Europeană cere. Amintiți-vă de vremea în care era femeiul la noi. Femeiul ci că era de vină, nu noi că nu ne-am făcut reformele. Da? Uitați-vă la tot ce înseamnă chestiunea Schengen. Da, n-au reușit ăștia. Uite ce au făcut useriștii și cu peneliștii la guvernare că nu ne-au băgat în Schengen. Uitând că, de fapt, noi în 2012, pe vremea lui Ponta, da, noi aveam Schengen-ul pe masă. Dacă nu erau porcăriile alea cu suspendarea lui Băsescu, astăzi eram în Schengen și terestru și maritim și cum vrem noi. Ori aici va trebui să evaluăm corect. Niciodată socialiștii nu și-au recunoscut vreun eșec. Întotdeauna au dat vina pe alții. Liberalii sunt acum cu spatele la zid și așteaptă probabil ca lumea să dea cu ouă clocite în chelia lor. Asta este. S-au băgat într-un joc de la început pierzător, de la început câștigător pentru PSD. Cumva relațiile dintre cele două partide au început să scârție din momentul în care PNL nu a mai fost de acord cu acel calendar acceptat înaintea alegerilor europarlamentare și cu cele locale în momentul în care s-au comasat. Este posibil ca PSD-ul de fapt acum să plătească PNL-ului, iată, nerespectarea, între ghilimele, acestui calendar și este posibil ca de acolo, de fapt, să fi pornit și până acum să fie toate discuțiile? Nu neapărat. PSD-ul face ce știe mai bine. În momentul în care este în coaliție cu cineva la guvernare, PSD-ul se comportă ca un partid de opoziție. Că era de acord PNL-ul sau nu era de acord cu calendarul ăla, îi se întâmpla la fel. Și nu este prima dată când se întâmplă asta. Ori aici problema este, vine de la Iohannis, totuși, trebuie spus asta. În momentul în care Crițu a făcut tot posibilul să calce în picioare un protocol cu USR-ul, să dea afară miniștrii useriști, care oricum ocupau doar patru ministere, s-a întâmplat un lucru. Iohannis, fără să vrea, sau cu gândul la stabilitate, cu gândul la nu știu ce, a adus înapoi, așa cum a mai făcut altă dată, PSD-ul la guvernare. Ori, dacă n-am învățat din lecțiile astea pe care le-au servit socialiștii, care, mă rog, își fac treaba de partid. Ei vor să aducă voturi. Orice partid vrea să aducă voturi. Însă, la o populație cu 2% din PIB pentru educație, la o clasă politică, una care nu înțelege absolut nimic din tot ce înseamnă termenul mediu și lung, nu înțelege nimic din geopolitică și din toate astea, și din reforme, trebuie să ne așteptăm la o criză economică în 2025, o criză politică în 2025 și vă amintesc că în 2023 a fost un fel de
șantaj reciproc. Dacă ești tu de la guvernare, ies și eu, îmi depun și eu mandatul, asta aparține lui Ciolacu, propoziția asta, ok? Adică să ne așteptăm la exact ce zice Ciucă, ce a zis ieri Ciucă, domnule, anul ăsta nu vor crește impozitele. Și la anul ce o să facem? Pentru că reforma statului nu s-a făcut. Angajări se fac din greu. Ne împrumutăm în continuare, suntem pe deficit, nu ne-am atins ținta de deficit 3%, așa cum ne-am asumat în fața Comisiei Europene. Vrem să renegociem? Vrem să renegociem uitând niște lucruri. Când era Cioloș premier, din cele 4 mari repere pentru intrarea în zona euro, noi aveam 3 rezolvate. Mai rămânea rezolvată problema statului de drept. A venit Dragnea și a rămas cu 0 din 4. Da? Acum suntem tot cu 0. Ca să intri în zona euro, ceea ce te-ar salva pur și simplu, te-ar salva economia, ar însemna să ai un deficit mai mic de 3%. Noi vom avea undeva la 6,8, nu la 7 deficit. Ori noi venim să negociem acum ce? Noi întotdeauna mergem la Comisia Europeană cu derogări. Exact ca repetentul ăla din ultima bancă, ăla care merge cu ouă, cu cofragul de ouă la profesor să-l treacă clasa. Nu suntem în stare să avem oameni capabili să gândească pe termen lung. Eu mă întotdeauna compar cu polonii în chestiunea asta. Polonezii au mușcat din iarbă și au făcut ce au trebuit. Au avut destule convulsii, etc., etc. Astăzi Polonia este probabil una din marile puteri ale Europei. De ce? Și-au făcut reforma, au mușcat din iarbă, au înțeles perfect ce trebuie să facă pe termen lung. Noi am mers totdeauna de pe o zi pe alta. Suntem o țară de zilieri din punct de vedere politic și geopolitic. Din punct de vedere al alegătorilor, cumva ți se pare că PSD ar putea iar să iasă basma curată din această situație, având în vedere că, iată, PNL-ul se ceartă cu USR-ul, trebuia să aibă loc o întâlnire între premierul Nicolae Ciucă și președinta USR, Elena Lasconi, a fost amânată deocamdată. Nicolae Ciucă spune că așteaptă să vadă ce declarații urmează să mai facă Elena Lasconi și, în funcție de ele, dacă sunt de bine sau de rău, mai vede dacă va avea loc această întâlnire. Cumva PSD-ul poate să iasă mai bine, având în vedere că doi se ceartă și al treilea câștigă, cum spune o vorbă din popor. Va ieși mai bine, dar nu din cauza asta. PSD-ul iese mai bine mereu pentru că vorbește despre sărăcime, unor oameni sărăciți tocmai de PSD. Și întotdeauna dau vina pe alții și atunci este o ecuație câștigătoare pentru PSD. Amintiți-vă de toată nebunia aia cu non-reforma făcută de pe timpul lui Iliescu și a ieșit Iliescu și a spus, băi, îți vin moșerii. Și toată prostimea, toată populimea copulativă s-a dus că te vin moșerii și ne iau ce? Ne iau carul boi de la bicicletă. Ok? În rest, declarațiile dintre Ciucă și Lasconi sunt undeva normale. Ciucă nu putea să rămână pasiv la declarația Elenei Lasconi. Pe de altă parte, Elena Lasconi trebuia să vorbească despre niște lucruri, pentru că nu se poate ca până acum ai spus că îi prinde baron PNL-ul și dintr-o dată fac alianță cu ei. Și dacă mă gândesc că există în PNL oameni cu funcții mari, care au scăpat de pușcărie cu executare, doar pentru că s-au declarat buni cu acte, da? Atunci înseamnă că ar trebui să mă duc către Elena Lasconi să spun, da, domnule, are dreptate, trebuie curățat ceva acolo. Pe de altă parte, a spus, și Ciucă trebuie să vorbească, pentru că nu se poate să rămâi pasiv în fața unor, hai să zicem, semi-atacuri, că n-a fost nu știu ce atac. Aici mai mult a deranjat, să zicem, faptul că era o agendă publică goală și a bubuit, mă rog, cât a bubuit conflictul ăsta, între ghilimele conflict. Lucrurile se vor aranja. Nu este o alianță într-o declarație a Elenei Lasconi. Deci tu crezi într-o posibilă alianță între PNL și USR? Eu sunt convins că este alianța care va trebui să existe după alegeri, dacă nu vrem să fim înglodați în datorii iarăși, să luăm bani împrumut pentru pensii speciale. Însă aici va fi un jucător extrem de important PSD. De ce? Va trece în opoziție și va începe să toace ca și cum niciun usturoi n-a mâncat, nici gura nu miroase. PSD-ul are același joc de 34 de ani, doar că noi nu ne-am obișnuit. Și nu ne-am obișnuit și spun de ce. Pentru că eu nu cred că țara asta vrea să se despartă de comunism. Vrea să se despartă doar de Ceaușescu. Dacă dădeai o felie mai groasă poporului, mai groasă de parizer, eu sunt convins că poporul era foarte mulțumit cu burdihanul cât de cât plin, să mănânce de două ori pe zi, de două ori pe săptămână carne și era rezolvată problema comunismului în România. Noi avem o problemă fundamentală în mentalitate. Așa alegem, în așa fel, încât
să vină unul ca să se răzbune pe bogați, urâm bogații, dar vrem să fim bogați, da? Urâm Occidentul, dar mergem în Occident să muncim și ajungem acolo și votăm cu tot felul de prostalei și de cretini suveraniști, da? Mulți dintre noi. Bun, asta va trebui rezolvată prin educație. România va fi cât de cât o țară normală după 2-3 generații, după ce se fac investiții în educație. Și când vorbesc de educație, nu înseamnă neapărat să știi luceafărul pe de rost sau suma lui Gauss pe de rost, ci înseamnă e acea educație civică pe care o vedem la finlandez, o vedem la polonez sau la ceilalți. Pur și simplu să înveți să fii, să se transformi din cetățean, din locuitor statistic într-un cetățean. Noi acum suntem niște locuitori. Nici măcar nu știm câți oameni sunt în țara asta, câți români. Sabin, pentru că spuneai că lucrurile se vor tranșa după alegeri, cum ar putea să arate? Cine premier, cine președinte? Asta este foarte greu. În orice caz, ceea ce se vede este că Ciolacu nu își dorește să candideze la prezidențiale, știe că pierde cu brio dacă nu intră într-o combinație de asta de turn 2 cu Simion. Probabil de asta există și un non-combat al PSD-ului vis-a-vis de Simion, vis-a-vis de aberațiile lui Simion, cu case de 35.000 și cu tot felul de chestii de genul. Ce spune asta despre oameni? Pentru că discutai despre nivelul de educație, despre populația aceasta foarte săracă care îi se adresează și PSD-ul. Vorbim de oameni care încă după Revoluție mai cred în așa ceva. Oameni care și-au lăsat niște date personale, că uite, schimb așa ușor subiectul, fac o mică paranteză, și-au lăsat niște date personale acolo, de bună credință, crezând că vor primi un apartament, prețul lor, începând prețul unui apartament cu două camere, 35.000 de euro, până pe la 70 și ceva, cel cu patru camere. În condițiile în care toți la televizor spun că nu este posibil așa ceva, că nu există să cumperi un apartament atât de ieftin. Eu m-am uitat de curiozitate pe site-ul imobiliar din Franța, din Foșan, de acolo de unde e tovarășul Simicu. O garsonieră în spatele gării de ani, eu costă undeva la 37.000 de euro. Aici încă negociesc până la 35.000. Simion vinde ce știe să vândă, iluzii. Pentru că orice suveranist, orice populist vinde iluzii. Pe mine mă interesează doar dacă instituțiile statului vin să vadă, măi băiatule, ce faci cu datele personale? Pentru că eu dacă mă duc acum la bancă sau mă duc la poștă sau indiferent unde mergem amândoi, o să vezi că trebuie să semnăm pentru un GDPR. Da? Pentru protecția datelor personale. Ori în momentul în care vii să promiți tot felul de aiureli și faci un contract care este imposibil de dus la capăt, nu există dobândă zero, pentru că nicio bancă nu îți dă dobândă zero, s-au plecat instantaneu din țară. Asta înseamnă că tu, practic, îți bagi joc de părâma aia, de inteligența lor la care mergi. Și îți mai dau un lucru. Merg o grămadă, sunt convins, dintre ăia care n-au vrut să semneze, să se înscrie la referendum, că le ia statul datele personale. Nu las că le dai tu acum unui șmecheraș din politică, venit din tribune, de la care se bătea și făcea deliciu televiziunilor din Budapesta, când se băteau cu român cu român la meciul Ungaria-România, da? Și o să vezi ce se întâmplă. Și am văzut cu ochii mei oameni care au refuzat să-și instaleze POS, da? La micile magazine, că vezi, Doamne, știe statul tot ce face. Ei bine, ăia să fiți convinși că sunt la coadă acolo la Simion, să le dea apartament. Dar cum se vede asta despre oameni până la urmă? Vine cineva și îți promite marea cu sarea și tu ești în stare să crezi așa ceva. Dar stai un pic, prostia are o tradiție și nu numai la noi. Popoarele de obicei nu dau teste de inteligență, dau liderii. Care trebuie să aibă un anumit stil de comunicare ca să facă o anumită combustie în interiorul popoarelor. Popoarele, în general, o să spune urât și cinic, sunt niște adunături de poști. Da? Se întâmplă nu numai la noi, să nu avem impresia că noi suntem mai rei și toată lumea e bună. Nu. Dar popoarele, în general, sunt niște adunături de idioți. Dacă îți amintesc de Revoluția franceză, pe care toată lumea o celebrează astăzi, acolo s-au întâmplat niște crime echivalente cu ce fac astăzi rușii cu omorâri, cu ucideri de prunci sau de violuri, ce au făcut stârbii din Iugoslavia, adică sunt niște lucruri pe care noi nu le cunoaștem. Noi avem impresia întotdeauna că dacă citim în manualul de istorie că nu știu care e dobitoc, a tăiat capul altui dobitoc, aia este istoria. Nu, istoria este mult mai urâtă. Istoria este cu aruncări în cuptoare în cinste,
ale mamelor cu copii, uite, na, m-am scăpat. Asta este cartea neagră. Da, da, nu cred că ar fi indicat să vorbim așa la prima oră despre... Păi de-aia zic că m-am scăpat. Da, nu-i nimic. Hai să ne întoarcem puțin la partide, la politică, la ce jocuri, alianțe s-ar putea face ce până... Ce zicea Coposul? Coposul zicea așa, nivelul aleșilor reflectă nivelul alegătorilor. Nu există să fii deștept și să alegi un prost. Vei fi prost când alegi un prost. Vei fi deștept când alegi un deștept. Da? Și dacă mi-amintesc, oameni de stat n-am mai avut, cred că de la regele Mihai. Coposul, Ticu Dumitrescu, regele Mihai, Doina Cornea, Rațiu. Pe cine mai putem pune la oameni de stat? Oameni politici avem vreo 30.000 în toată țara. Toți vor să fie oameni politici, că se câștigă bine din politică. Dacă îi bagi acum în economia reală, în 2 săptămâni îi vezi în fața catedralelor cercini. Dacă nu sunt stare să facă nimic. Sunt o grămadă de șmecherași care au ajuns pur și simplu și se miră toți, poate statele din care vin, unde erau vai mama lor, erau niște mei ca nimeni, și au ajuns acum să facă niște legi. Sunt oameni care își sugrumă nevestele, sunt oameni care își bat nevestele, sunt oameni acuzați de tot felul de idioțenii de alea de care ți-i jenă să te uiți la știri cu copiii. Ăia sunt în Parlament. Nu doar ăia. Sunt și de aia și mulți. Sunt oameni care dacă le, pe care îi pui repede să scrie o dictare, te îngrozești. Sunt oameni care încă nu știu ce înseamnă cuvântul finalitate, cuvântul fortuit. Adică sunt niște tipi rudimentari, dar aleși de alți oameni rudimentari. Trebuie să recunoști. Să nu mai tot sublimăm poporul, vai de 1 decembrie, că îi dăm cu roșu, galben și albastru pe la nas și ce se spune, spune poporul filos curat și merge la chef. Nu, nu, nu. Poporul este ăsta pe care îl avem, cu cel mai mic consum de pasă de dinți, cu cel mai mic consum de carte, cu cel mai mic consum de stăpân. Hai să îi spunem adevărul în față, nu mai tot gâdilăm la... Da, cu siguranță că noi, aici în orașele mari, aici mă refer și la tine la Cluj, și la noi la București, noi, spre deosebire de ce se întâmplă în restul țării, noi trăim un lux. Aici este un lux. Noi avem acces la toate lucrurile astea pe care le spuneai tu acum, și mi se pare o normalitate. Pentru alții înseamnă pur și simplu că încearcă și fac un efort să le aibă. Și de cele mai multe ori nu le au, cum ai spus și tu. Mersul la dentist, educația, o pastă de dinți, chiar dacă își doresc să aibă parte de educație, nu au cum să ajungă la o școală, pentru că nu au cu ce să ajungă. Sunt descălțați, drumurile sunt așa cum sunt, autocarele, mașinile care le transportă, care îi transportă pe copii se strică și așa mai departe. Mulți în momentul în care au vârsta necesară și prin puțină putere sunt trimiși la muncă ca să-și întrețină familia. Nu mai vorbim aici de accesul la educație și, din păcate, asta este situația actuală și țara în care trăim și despre care politicienii nu prea vor să vorbească. Ei vorbesc doar de părțile bune, la fel cum nu vor să vorbească și despre ce se va întâmpla de anul viitor încoace. Însă vreau să mergem puțin și la un alt candidat care nu și-a anunțat candidatura de independent. Vorbesc aici despre Mircea Joană. Spunea aseară într-o emisiune că va fi 100% candidat independent. Va face anunțul când va considera că se poate, probabil când i se va termina contractul la NATO. Mie, sincer, mi se pare că Joana joacă rolul roții de rezervă. Adică, este nevoie foarte clar de un președinte care să aibă relații extrem de bune, și relații extrem de bune, fac o paranteză, înseamnă să fie previzibil și loial, cu partenerii noștri geostrategici. Și când ai Rusia în coaste, te gândești că nu vrei un președinte care să aibă idei proprii, ci să se pună de acord în contextul euroatlantic cu toți aliații. Și atunci, Mircea Joană pare calificat. Secretar general ajuns în NATO, niciun român în istorie n-a pupat, poate Titulescu, mă rog, ca președinte al Societății Națiunilor, n-a pupat o astfel de funcție. Însă, eu cred că joacă rolul roții de rezervă pentru că domnul Ciucă nu reușește să treacă de sondaje, cel puțin așa se vede în momentul de față. Eu cred că dacă Nicolae Ciucă ar merge peste 20%, domnul Joană ar avea o problemă. Domnul Joană mai are o problemă sau mai poate avea o problemă în momentul în care ar exista o apropiere de PSD.
de 20 de ani, românul când aude de PSD are o problemă și votează cu orice altceva. Iar Mircea Joan a fost în PSD, a fost președintele PSD timp de mai mulți ani. Sabin, știi ce te rog? Hai să continuăm puțin, să continuăm discuția despre Mircea Joan după o scurtă pauză de publicitate, pentru că vine publicitatea peste noi și continuăm atunci. Da? Te rog mult să rămâi și după publicitate. Publicitate, revenim. Am revenit și continuăm discuția împreună cu invitatul meu, Sabin German, realizatorul emisiunii România de la A la Z. Sabin, acum în pauza de publicitate mă uitam că Nicolae Ciucă i-a dat replica lui Mircea Joană după ce a declarat că s-a autoinvitat la recepția NATO și spune că, spre deosebire de el, sunt ales de oameni. Bineînțeles, au existat la fel discuții în contradictoriu, astfel de atacuri și când vorbim despre Nicolae, despre Marcel Ciolacu și iată și Mircea Joană, acum văd că și l-a pus în cap puțin și pe Nicolae Ciucă. Astea sunt undeva normale. Fiecare încearcă să-l facă mai mic pe celălalt. Acum am sigur că noi am așteptat ăștia din orașe mari, cum ziceai tu. Da, pentru că ai Bucureștiul, Clujul, Timișoara, Iașul, Mureșul, Brașov, Oradea, adică ai locurile astea care seamănă cu Uniunea Europeană și chiar se trăiește de multe ori mai bine decât în multe orașe decât în Uniunea Europeană. Și așteptăm altceva. În loc să vedem tot felul de atacuri de astea, care sunt atacuri de copii de școală. Da, au scăpat de teză, e prima zi de vacanță și încep să te apuc în curtea școlii. Noi am așteptat niște proiecte. Băi, tu ești X. Xulescu, zi-mi și mie cum vezi România peste 3 ani, peste 10 ani și peste 20 de ani. Y, zi și tu la fel. N-au proiecte, pentru că au doar proiecte de carieră personală. Asta se înțelege. Aici e problema fundamentală a României. Și din ce în ce mai jos am mers cu toată clasa politică. Dacă îți amintești de anii 90, dacă îți amintești de chiar de anii 2000 și pui pe ăștia de acum, pe majoritatea, îți vine să plângi. Pentru că sunt tipi fără carieră intelectuală, au doar carieră politică. Mulți dintre ei au scos came din buricul șefului, i-au dus servieta, i-au dus nevasta la coafor și copiii la păba. Ăștia sunt. Și lumea adoră astfel de lucruri și nu numai lume. Mă uit, de exemplu, la prostia din Franța. Să-ți vină un Mélenchon să spună că bogații fac și drept. Mélenchon care are o avere de 4 milioarde de euro. Adică, și lumea nu ia seama chestiunea asta. Pentru că lumea avea circ. Exact ce nu credeam niciodată să întâmple într-o epocă în care dai un enter și afli o mulțime de lucruri despre lumea asta. Poți să fii mai deștept de la nu știu, citind o carte, mă rog, o pagină pe zi și totuși parcă lumea se prostește. Lumea se prostește pentru că nu are nici o putere de rezistență în fața inculturii. Da? Și încet, încet educația s-a dus la mama naibii, încet, încet a venit stânga care s-a transformat din social-democrație într-o stângă anticapitalistă. Oamenii sunt fascinați de anticapitalism, dar în același timp vor să câștige bani exact cum câștigă un capitalism și atunci ai o clasă politică, una care zice în felul următor: vrei spectacol, vă dau spectacol. Ăla-i prost, ăla-i prost, ăla-i prost. Nimeni nu vine să spună, uite, eu cred asta, spre deosebire de tine care cred asta despre țara asta, ar trebui să mergem în direcția asta. Nu au, pentru că ei înșiși nu au în ședințele de partid astfel de discuții. Ședințele lor de partid sunt despre voturi, despre cine punem, despre cine, pe cine dăm jos, atât. Noi va trebui să înțelegem că majoritatea partidelor se întâmplă asta. Uită-te la PNRR. Până acum am aflat că Ghinea este un monstru. Monstru, vai de mine, ce ne-a făcut cu PNRR-ul ăsta. Acum, când e cazul, se laudă mii și spun, domnule, avem investiții, că PNRR-ul aduce bani. Acum e bun. Adică nu există nicio consistență, nici măcar o consistență. Păi, cred că este de la sine înțeles că fără ajutorul Uniunii Europene și a banilor pe care îi primim, noi nu am putea să facem absolut nimic, să ne dezvoltăm. Nu am putea să facem nicio investiție. Hai să vezi când te termină, băi, să vezi atunci groază, șoc și groază, pentru că guvernantul român s-a obișnuit să vorbească despre Uniunea Europeană rău când cere reforme și să celebreze bănuții de la contribuabilul european. Ori noi avem impresia că la Comisia Europeană este unul angajat acolo care în fiecare zi tipărește bani pentru România. Nu, băieți, nu mai tipărește nimeni bani pentru România, deja au problemele lor, încep să își întoarcă ochii de la non-reformele noastre și ajungem în punctul critic, deja am ajuns, așa mă gândesc, în care prețul non-reforme este mai mare decât prețul reformei.
atunci o să vedem pur și simplu o instabilitate, și nu mă interesează instabilitatea politică, nu aia va fi cea mai mare groază, ci instabilitatea a celor care rămân aici. Eu nu cred că mai există un om care să nu aibă o rudă plecat în străinătate și încet, încet se va ajunge la nivelul ăla în care fiecare se va gândi cum să evadeze. Unii vor reuși, alții nu. Dar deja se întâmplă. Încet, încet se întâmplă, oamenii își găsesc pur și simplu sau își caută tot felul de alternative. Deci tu crezi că va mai fi un val de români care vor pleca în străinătate? Dacă ăștia nu își fac treaba ca lumea, da. Și de data asta vor pleca marea masă a celor calificați. Pentru că dacă ești calificat, ai un laptop sau ai o meserie pe care o poți face oriunde din lume. Am văzut o mulțime de români care sunt în Spania, în Franța, în țările nordice și lucrează de pe laptop. Oameni super calificați, ar fi putut câștiga aceeași sumă și în România, 3-4-5 mii de euro lejer, da? Dar au ales să meargă dincolo, tot cu familie. Și când am avut discuții cu ei, bă, dar totuși de ce? Că la câți bani ai câștigat aici, puteai trăi lejer. Face, da, dar am plecat pentru copii. În momentul în care pui problema așa, în momentul în care pui problema am plecat pentru copii, deja totul trece pe locul 2. Pentru că nimic nu e mai important. Și sigur ne întoarcem la educație. Sabin, dacă ai văzut interviul de aseară lui Mircea Joană, ți se pare vreo diferență între Mircea Joană de acum? Aduce el ceva, un plus valoare față de Mircea Joană din 2009 când a candidat împotriva lui Traian Băsescu? Indiscutabil. Indiscutabil. Mircea Joană pe care l-avem acum este Mircea Joană de la NATO. Atunci era Mircea Joană de la PSD. Mircea Joană însă are o problemă cu propriul trecut pentru că există niște puncte negre. Da, ceasul de 100.000 de euro primite și băgate sub sechestru primite de la Vanghelie. Partii împreună cu Vanghelie, vizită la Moscova, vizită la Vântul. Dar acum depinde la ce ne uităm. Perfect în politică nu o să gândim. Să ne fie foarte clar. Nu există un Iisus Hristos în politică. Însă, aici ar trebui să mergem pe ce crede despre viitorul imediat al României, viitorul pe termen mediu și pe termen lung. Churchill, de exemplu, n-a fost niciodată un tip foarte comod. Chiar xenofob și rasist în articolele lui din tinerețe. Da? Sunt o mulțime dintre ăștia care au putut să regenereze cultural, identitar, o întreagă țară. Ăștia sunt. Nu, dacă mergem cu sentimentul că trebuie să găsim pe cineva perfect, o să fim dezamăgiți, o să stăm acasă și nu o să votăm. Asta este un dezastru pentru democrație, să nu votezi. Joană s-a recalificat cumva în ochii electoratului. Funcția asta de la NATO, o funcție extrem de importantă, l-a pus cumva într-o poziție foarte bună, pentru că lumea se gândește așa, noi suntem în NATO. Dacă vin rușii, NATO ne ajută să ne apărăm. Da? Mircea Joană este acolo. Adică ai deja un silogism de securitate la care Mircea Joană este pion. La fel poți să-l ai pe Ciucă. La fel poți să-l ai pe Ciucă și el, Ciuca bătăilor, ca să-l luăm așa, cu răurile lui, cu tot felul de inabilități de comunicare, dar în același timp care este încă în relații bune cu tot ce înseamnă puterile care ne protejează, pe românește fie spus. Da? În rest, îi ai pe ceilalți. Ai Elena Lasconi, care încearcă să ia avantajul noului venit, da? Un om cu abilități de comunicare foarte bune. Mai ai un Ciolacu nepregătit și oricum, fără să își dorească cotrociniu. Mai un George Simion rudimentar, total rudimentar și populist, și o să mai ai pe Șoșoacă, care va fi, nu-i așa, un fel de vuvuzea rusească, că așa trebuie într-o democrație, vorba aia. Mi se pare foarte clar modul în care tu ne explici acum fiecare candidat în parte, dar câți dintre oameni gândesc așa? Și dacă ar trebui să facem o paralelă, uite, războiul din Ucraina, Statele Unite ale Americii, care și ei au acolo alegeri în noiembrie, câți dintre oameni se gândesc la războiul din apropierea granițelor noastre și cât se gândesc la propriul lor venit și nivelul de trai și sărăcie? Păi ar trebui să gândească în felul următor.
dacă strănută foarte tare Trump mâine, scad bursele. Dacă scad bursele, s-ar putea să le scadă salariul, deși ei n-au acțiuni la bursă. Aia nu rămâne. Eu am văzut de piața imobiliară, și nu numai de la noi, de peste tot din Europa, ce a însemnat breaking news-ul legat de ruși. În momentul în care rușii făceau nebunii la Bucea, piața imobiliară s-a blocat. Nu că nu avea lumea bani, ci pur și simplu s-a blocat. S-a blocat în Franța, s-a blocat în Spania, s-a blocat în România, în Germania e jale. Bun. Ca să dau numai un exemplu, și este un exemplu extrem de personal în capul oamenilor, pentru că omul nu se gândește neapărat la Putin când vrea să-și cumpere un teren, o casă sau să-și văruiască apartamentul. Dar vezi, pur și simplu, că oamenii și-au pus aliciul la buzunar. În momentul în care pui alici la buzunar, nu mai merge consumul, nu mai ai combustia internă. Bun. Sau îți vine o lege, nu-i așa, nu vreau să sperie lumea, dar dacă s-ar trece la economia de război, ar crește impozitele și n-ai avea ce să comentez. Din potrivă, ar trebui, dacă guvernul zice 3%, să zici, ok, pune și voluntar, pentru că vreau securitate, vreau... Și nu numai guvernul, dacă revine Trump la Casa Albă, își dorește 3% pentru apărare, pentru foarte NATO. Bine. Foarte bine, polonezii au 4%, de la anul vor avea 5%. Dar noi, în final, cât avem, Sabin? Pentru că președintele Klaus Iohannis spune 2,5, unii spun 2,2, dacă nu mă înșel. În final, noi cât am dat? Păi, din câte știu eu, 2,5 a fost pe hârtie, apoi s-a luat 0,9, a rămas 1,6, pentru că 0,9 s-au băgat la fondul ăla al guvernului, da? Și de acolo se împart. Dacă vine domnul primar sau domnul deputat că vrea să facă o fântână arteziană cu leduri chinezești în comuna lui, sigur că tovarășul ăla responsabil îi dă bani. Adică s-au dus pe mâna baronilor. Da? Noi trebuia să punem măcar 3%, pentru că noi suntem cei mai vulnerabili. Nimeni nu vorbește. Uite, când ai auzit ultima știre despre Luxemburg? Sau despre Liechtenstein? Sau despre țările astea care și-au făcut reformele și stau liniștite? Știi de ce stau liniștite? Pentru că prosperitatea este o armă incredibilă în fața proștilor care încearcă să schimbe geopolitica. Noi, dacă ne făceam reformele și eram o stație solidă a NATO pe sudul flancului estic, acum eram mult mai liniștit. Dar noi avem un paradox. Suntem extrem de prețuiți. Da, suntem prețuiți pentru un fel de stabilitate. Sigur, mai mizeră, mai nu știu cum. Dar dacă te uiți, Ungaria este așa cum este, Austria nu mai discutăm, Serbia e cu aiureli, Turcia este volatilă geopolitic, Bulgaria are tot felul de visări pro-ruse și pe față, România cât de cât cu frica aia de ruși a rămas stabilă. E bine, noi dacă ne făceam reformele în interior și eram o țară prosperă, polonezii încă au trebuit să muște urât din iarbă și din pământ în 90, aveau 40 de miliarde de dolari datorie în 90 și au trebuit să taie creditorii jumătate ca să poată funcționa Polonia. Noi nu aveam un leu datorie, sigur, cu toate porcările pe care le-a făcut Ceaușescu, dar la câte resurse aveam, noi trebuia să fim astăzi cel puțin la nivelul Poloniei, dacă nu peste, și o țară prosperă nu poate fi atacată. Și spun de ce. Nu pentru că își cumpără mai multe arme, ci pentru că poporul are încredere în propria țară. Că asta e. Aici e skepsisul securității. În momentul în care tu ai încredere că da, trebuie să stai în România și merită să stai în România și merită să o aperi, nimeni nu te poate cuceri. Noi acum suntem la nivelul că dacă se aude o bușcătură de la Kremlin, fug toate vrăbile de pe gard. Ăștia suntem. N-am făcut nimic. În 34 de ani de zile ne-am bătut joc de fiecare oportunitate. Fiecare oportunitate mare, 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 am lăsat, uite, gazele din Marea Neagră. O să vină un Dragnea, a făcut praf totul, la revedere, pa. Bun. Avem pe biocombustibil unul dintre cele mai mari potențialuri din Europa. Nu avem lege. Și ghiși cine trebuie să facă legea? ANRE-ul. Și ghiși cine au fost până acum pe la ANRE? Numiți politic. L-au luat de la sindicat, schimbarea la prize prin fabrica din Craiova și l-au pus pe 12.000 de euro acolo. Și când a fost o criză, a plecat în Martinica. Adică suntem pâmpii. Sabin, îți mulțumesc tare mult pentru această discuție. Rămâne de văzut ce se mai întâmplă și mai ales în clasa politică, pentru că cel târziu, pe 6 octombrie, va trebui să aflăm care sunt candidații pentru funcția de președinte al României. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim.
Bună dimineața, sunt Georgia Pietreanu, este ora 10, sunteți la Prima News, iată care sunt cele mai importante titluri ale zilei. Premierul Marcel Ciolacu s-a plâns la începutul ședinței de guvern că aude prea multe discuții în ultimele zile despre linii roșii sau galbene. Acest guvern nu este al vreunui partid, acest guvern este al României, a afirmat el la o zi după ce liderul PNL Nicolae Ciucă a spus că introducerea impozitului progresiv reprezintă o linie roșie. În replică, Ciolacu a spus că în cursa pentru prezidențial lucrurile sunt mai contundente. Marcel Ciolacu atacă dur la adresa lui Boloș. De acum înainte nu va mai intra în guvern nicio modificare de natură fiscală fără să existe în prealabil o consultare publică și un acord cu mediul privat și societatea civilă, a spus Ciolacu. Nici domnul Boloș, nici alți miniștri nu pot veni cu proiecte în acest sens, cum ar fi CNP-ul fiscal, de exemplu, până când nu parcurg acest traseu. Cred că așa e corect și aceasta este așteptarea românilor, a continuat premierul. Președintele PNL Nicolae Ciucă a anunțat că este deschis la o eventuală întâlnire cu lidera USR Elena Lasconi în funcție de declarațiile viitoare, însă seria atacurilor reciproce continuă. După ce Lasconi i-a sugerat lui Ciucă o igienizare în PNL, liderul liberal i-a reproșat șefei USR că este prea nou în funcție pentru a da sfaturi altor lideri politici. Ieri Elena Lasconi a anunțat că va discuta cu toată lumea pentru că după alegeri există minimum 3 opțiuni: o guvernare PSD-PNL, o guvernare PSD-AUR sau o guvernare USR-PNL-UDMR. Comisia Europeană anunță că a decis să cheme Germania și Italia în fața Curții Europene de Justiție din cauza unor practici care discriminează muncitorii străini din aceste țări. Ambele țări au introdus în ultimii ani scheme pentru ajutorarea familiilor, însă sumele plătite au fost stabilite în cuantumuri diferite. În Italia, de exemplu, muncitorii trebuie să fi locuit în țară timp de cel puțin 2 ani pentru a fi eligibil pentru ajutor, în timp ce în Germania sumele sunt mai mici pentru muncitorii care au copii ce locuiesc în țări Uniunii Europene, unde costul traiului este mai scăzut. Kremlinul anunță că este deschis negocierilor cu Ucraina cu privire la încetarea conflictului, chiar și în timp ce președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, rămâne la putere, în ciuda faptului că se îndoiește public de legitimitatea acestuia. Anunțul Kremlinului vine după ce ministrul ucrainean de externe, Kuleba, a declarat, după vizita în China, că oficialii de la Kiev sunt pregătiți pentru discuții de pace cu Rusia, cu condiția ca suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei să fie pe deplin respectate. Aproximativ 45.000 de polițiști francezi au fost dislocați pentru a asigura securitatea la Jocurile Olimpice începând de astăzi, când are loc ceremonia de deschidere a competiției. Autoritățile franceze au anunțat că pe durata Jocurilor de la Paris va fi instalat un sistem antidrone, iar lunetiștii vor supraveghea zona de pe acoperișuri. De asemenea, râul Sena va fi verificat de bombe. Potrivit presei din Hexagon, până acum serviciile secrete franceze au identificat circa 5.000 de persoane suspecte care intenționau să compromită Jocurile Olimpice, inclusiv 1.000 bănuite de interferențe străine. Comisia Europeană anunță că a decis să cheme Germania și Italia în fața Curții Europene de Justiție din cauza unor practici discriminatorii privind muncitorii străini. Ambele țări au introdus scheme pentru ajutorarea familiilor, însă sumele plătite au fost stabilite în cuantumuri diferite pentru unii muncitori. În Italia, muncitorii trebuie să fi locuit în țară timp de cel puțin 2 ani pentru a fi eligibil pentru ajutor, în timp ce în Germania sumele sunt mai mici pentru muncitorii ai căror copii locuiesc în țări ale Uniunii Europene, unde costul traiului este mai scăzut. Unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene este că oamenii sunt tratați egali, fără niciun fel de diferențiere pe bază de naționalitate, a declarat Comisia Europeană într-un comunicat. Și discutăm subiectul împreună cu invitatul meu de la această oră. Dan Boanță este corespondent Prima TV și Prima News. Bună dimineața, Dan, și îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună dimineața, bună dimineața tuturor! Dan, tu locuiești în Italia. Italia are foarte mulți români, potrivit recensământului făcut așa în interior, pentru că nu avem statistic date noi, ar fi peste 1 milion de români care locuiesc, deci, care locuiesc în acest moment în Italia. Ai și prieteni printre ei, cu siguranță. Ai vorbit, ți-au spus că ar fi plătiți diferit față de ceilalți muncitori de acolo?
Vorbim de peste 1.250.000 de români în acest moment în comunitatea românească de aici, din Italia, o cifră foarte mare. De altfel, suntem pe primul loc ca și cetățeni străini pe teritoriul italian. Și din acest moment, din acest motiv, desigur și forța de muncă este foarte mare, vorbind de forța de muncă românească pe piața de muncă italiană. Sunt foarte multe probleme aici în Italia, probleme legislative, dacă vrei, pentru că nu numai românii, ci în general toți cetățenii străini, muncitorii străini sunt, dacă nu plătiți diferit, cel puțin atunci când se pune problema de a avea acele ajutoare din partea statului când intră în șomaj, atunci vorbim de situații diferite. Și am să-ți dau un mic exemplu. Un cetățean român poate fi plătit între 4 euro pe oră și 12 euro pe oră, depinde de zona în care lucrează aici și trăiește aici în Italia. Zonele cele mai prost plătite sunt cele din sudul Italiei, iar zona cea mai bine plătită este, evident, nordul Italiei, așa cum spun italienii, fiind motorul economic al acestei țări. Dar vorbim de români care, marea majoritate a lor, trăiesc și lucrează sezonier aici, în Italia. Și când spun acest lucru, mă refer la începe la un loc de muncă în luna aprilie, martie-aprilie, și se va termina undeva în sfârșitul lunii septembrie sau chiar octombrie. Pentru acești muncitori, în mod normal, legea italiană prevede ca atunci când intri în șomaj după această perioadă temporară în care ai lucrat, să beneficiezi de 2 luni la o lună lucrată, numai că în cazul cetățenilor străini se aplică o altă metodă. Și anume, dacă ai lucrat 6 luni, nu poți beneficia decât de 3 luni de asistență din partea statului. Este o discuție foarte aprinsă aici în Italia, în mediul muncitoresc, ca să vorbim în acești termeni, și anume pentru că legea prevede ca toți muncitorii de pe teritoriul italian să fie tratați în mod egal și nu să existe o diferențiere, dacă vrei, pe bază de naționalitate sau de eligibilitate, în sensul că am stat 2 ani sau am stat 5 ani sau am stat 10 ani, am rezidență de 10 ani aici. Este adevărat că legislația italiană prevede un minim de 2 ani de rezidență în Italia pentru a putea beneficia de anumite ajutoare din partea statului. Numai că piața muncii din Italia este împărțită în mai multe zone. Vorbim de o zonă neagră în care se lucrează la negru și marea majoritate a celor care lucrează în construcții, de exemplu, preferă acest lucru. Ei nu sunt plătiți așa cum ar trebui să fie în mod normal din punct de vedere legal, ci acceptă tacit toate aceste umilințe, dacă vrei să le spunem așa, pentru că în altă parte sunt foarte mulți patroni care nu-i primesc, nu doresc să aibă cetățeni străini în subordinea lor. Pe de o parte. Pe de cealaltă parte, sunt munci pe care italienii nu vor să le facă în Italia, de exemplu în zona Liguria, aici unde sunt eu. Dacă îi spui un italian să se angajeze ca, știu eu, la o terasă, să fie ospătar, au senzația că este sub demnitatea lor de a face acest lucru și atunci aceste posturi sunt plătite prost pentru că sunt acceptate în general de muncitorii străini. Deci avem această discriminare odată pentru cei care muncesc sezonier și avem această discriminare a doua oară pentru cei care nu vor să primească muncitori străini, patroni care nu-și doresc muncitori străini. Așa este. Iar în foarte multe zone din Italia există patroni în acest moment care nu găsesc forță de muncă. Deși, surprinzător, salariile sunt undeva la 1.500-1.600 de euro net, bani în mână, și nu există forță de muncă din partea italiană.
iar ei nu vor să primească acești muncitori, fie și sezonieri, fie și cu contract pentru perioadă nedeterminată. Este foarte greu să ai un contract pe perioadă nedeterminată aici în Italia. Anul trecut, și nu numai astea sunt problemele, problemele sunt multe, pentru că anul trecut, de exemplu, 41 de persoane de la o firmă, pot să-i dau numele că nu există în România, Mondo Conveniența se numește, este cea mai mare firmă de mobilă de aici din peninsulă. 41 de persoane au dat în judecată compania pentru condiții inumane de muncă. Începeau munca undeva la ora 5:30-6 dimineața și terminau undeva în jurul orei 23:30. Este scandalul, încă nu s-a închis, este în continuare deschis, iar toate agențiile acestea care caută forță de muncă și o distribuie mai departe anumitor firme de aici din Italia, sunt în acest moment foarte atenți cu cei pe care îi optează sau îi selecționează. Este o mare problemă în sudul Italiei, pentru că avem foarte mulți migranți la Lampedusa, acolo unde vin foarte mulți din Africa. Acești oameni trebuie integrați, acești oameni trebuie să-și găsească un loc de muncă, iar nimeni nu vrea să-i primească. De aici, evident, apar și violențele de pe străzi, apar și multe, multe alte probleme, pentru că acești oameni nu se pot integra în societatea italiană. Nu mai vorbim și de puțin rasism și așa mai departe. Discuția este foarte, foarte lungă. Dar de când durează această situație? Vorbesc aici despre muncitorii străini care sunt discriminați, nu sunt plătiți la fel ca ceilalți. Vorbim de foarte mulți ani în urmă. Toată această poveste, aduceți-vă aminte de tot ce se întâmplă în Sicilia, în sudul Italiei, acolo unde muncitorii erau tratați ca niște sclavi, nu erau plătiți, sau dacă erau plătiți foarte prost, condiții inumane de a locui și de a munci. Aceste lucruri nu sunt de ieri de astăzi. Autoritățile italiene cunosc foarte bine. Au existat colaborări între autoritățile române din cadrul Ministerului Muncii de la București și cei de aici din Italia, s-au făcut controle împreună cu poliția, împreună cu carabinieri și așa mai departe. Controle care s-au soldat fie cu o amendă, fie cu 2, 3, 4 persoane care au fost trimise în judecată, dar cam atât. Pentru că și acum faptul că Uniunea Europeană dă în judecată atât Germania cât și Italia, ar putea cumva să rezolve aceste situații de acolo? Teoretic, da. Practic, dacă vrei, personal nu cred că se va rezolva ceva într-un timp foarte scurt. Doar că Italia, dacă va fi, condamnată, cu ghilimele de rigoare, la Curtea Europeană pentru acest subiect, este posibil să plătească niște despăgubiri. Și atunci va exista posibilitatea ca această legislație să fie schimbată. Iar toți cei care lucrează, pentru că fiecare regiune are legile ei. Și atunci, neexistând o lege unitară, dacă vrei, a contractelor de muncă, fiecare o interpretează fix așa cum își dorește și fix așa cum îi convine. Dar ar putea să fie revestul medaliei ca să nu mai accepte muncitori străini deloc? Nu cred acest lucru, Georgia, pentru că ți-am spus... Eu vorbesc despre cei sezonieri, nu rezidenți, așa cum ești și tu. Da, este posibil. Este posibil. Rămâne de văzut să vedem ce se va întâmpla, pentru că în aceeași situație este și în Germania. Și mă uitam puțin așa la comentarii, întreba cineva la un moment dat, la o postare făcută, dacă Uniunea Europeană vorbește despre egalitate, de ce nu există această egalitate și în agricultură? De exemplu, știm că cei din Germania primesc mai mulți bani de la Uniunea Europeană, agricultorii, față de români, de exemplu. Acum trebuie diferențiat, pentru că Comisia Europeană a acceptat anumite reguli pentru fiecare țară în parte. Fiecare țară în parte și-a negociat aceste reguli. Germania a făcut-o mult mai bine, probabil, față de Italia, față de Franța, pentru că și acolo sunt probleme, aceleași probleme
și în Și în Franța și în Germania este o Spania, mai ales. comunitate la fel de mare, destul de mare, ca și în Italia, iar Germania este cea mai importantă putere economică din Uniunea Europeană. Așa este, este cea mai mare putere economică în acest moment din Uniunea Europeană, numai că legile de acolo sunt aplicate într-un anumit fel, tocmai pentru a favoriza cetățeanul german. Din păcate, aici, în Italia, nu putem să spunem același lucru, pentru că legile italienești, de exemplu, nu favorizează pe absolut nimeni. Inclusiv cetățenii italieni se pot confrunta cu astfel de situații în care sunt prost plătiți dacă acceptă un loc de muncă. Și am să-ți dau un exemplu. A fost chiar acum de curând, dacă nu mă înșel, pe internet a fost în vogă o doamnă, o tânără, care a încercat să-și găsească un loc de muncă undeva în sudul Italiei și se ofereau 2,5 euro pe oră. Ori dacă este să facem o socoteală la 40 de ore pe săptămână, îți dai seama că acea persoană practic nu ar fi putut să trăiască sub nicio formă, chiar dacă ar fi lucrat 11 ore pe zi, ceea ce este ilegal, într-adevăr. Dar de asta spun că fiecare regiune își aplică legile așa cum doresc, așa le interpretează așa cum vor. Iar atunci când se întâmplă ceva foarte grav, atunci societatea italiană se inflamează pentru o scurtă perioadă de timp. Posibil să se schimbe ceva în sensul de a modifica o lege sau de a modifica un regulament, dar cam atât, cam atât. Rămâne de văzut ce se va întâmpla și ce se va întâmpla și în interiorul Uniunii Europene, dacă cumva acesta poate să fie încă un motiv de discuții. Se vorbește acolo foarte mult despre unitate, unitatea țărilor care sunt membre ale Uniunii Europene. Și iată un, între ghilimele, un scandal de acest gen, dacă poate să facă rău unității Uniunii Europene. Cum se vor poziționa Italia și Germania în privința acuzațiilor? Cu siguranță va exista un conflict cu Bruxelles, pentru că cel puțin guvernul italian de aici își dorește să aibă propriile legi și nimeni să nu-i sufle în ciorbă, așa cum se spune pe românește. Din acest motiv, Uniunea Europeană general nu este de acord cu o parte dintre deciziile pe care guvernul Meloni le ia în privința pieței de muncă, forței de muncă de pe teritoriul italian și modul cum sunt tratați acești muncitori străini. Și tocmai de aceea, Bruxelles în general și-a dorit ca această integrare a muncitorilor străini, fie ei sezonieri, fie pe o perioadă nedeterminată pentru cei care sunt rezidenți și locuiesc aici definitiv, să fie o legislație unitară. Și să nu existe aceste diferențieri de plată a salariilor, în primul rând, a orei de lucru, pentru că dacă este să te gândești ce poate oferi un patron care, nu știu, oferă un salariu de 450 sau 500 de euro pe lună, nimeni nu ar putea să trăiască cu acești bani. Nimeni nu ar putea să-și crească niște copii într-o familie. Cu siguranță. Prin urmare, da, această legislație va trebui schimbată urgent. Se fac demersuri în acest moment din partea tuturor sindicatelor de aici, din Italia, către guvernul Meloni, pentru a schimba toate aceste lucruri. Rămâne de văzut și când vor fi puse în aplicare, pentru că până la urmă oamenii spun, da, noi facem greve aproape de 2 ori pe lună și nu ne ia nimeni în seamă, sau dacă stăm de vorbă și negociem anumite poziții ale noastre ca și sindicate, ca și federații ale muncitorilor de aici din Italia, guvernul, din păcate, senzația tuturor este că guvernul nu-i ascultă. Dan Boanță, îți mulțumesc tare mult pentru această corespondență din Italia și continuăm subiectul împreună cu invitata mea, cu Irina Zanfirescu, este coordonatorul programului Bună Guvernare, este activistă pentru drepturile omului și pentru comunitatea ActiveWatch. Bună dimineața și îți mulțumesc tare mult!
Nu știu cât ai auzit din discuția pe care am avut-o cu Dan Boanță. El locuiește în Italia de foarte mulți ani. Vorbeam despre felul în care sunt plătiți cu mult mai puțin decât un italian, că ne raportăm acum la Italia, dar atât Italia cât și Germania. Și vorbeam puțin chiar și despre guvernul Meloni. În timp ce îmi spunea el, mă gândeam dacă nu cumva asta își dorește și actuala guvernare din Italia, ca oamenii, ca străinii să nu mai vină în țara lor. Știm foarte bine, în general, politicile acestea ale partidelor numite extremiste în ceea ce privește imigranții, migrația în țara lor, ocuparea locurilor de muncă a străinilor veniți să muncească acolo. Cred că înainte de orice ar trebui un pic să ne întoarcem la definiția discriminării. Definiția discriminării înseamnă că două persoane sau mai multe persoane care se află în niște situații identice sunt tratate diferențiat, fie că vorbim de o instituție publică, de un angajator privat, de orice. În condițiile în care noi ne-am asumat ca proiect european, ceea ce se intitulează cetățenie europeană, o chestiune pe care o promovăm ca proiect la nivelul Uniunii Europene destul de intens, practic nu prea mai discutăm despre cetățean italian, cetățean român atunci când discutăm despre piața muncii. Deci, din punctul meu de vedere, cum arată lucrurile acum, discutăm despre niște oameni care prestează o muncă, care sunt tratați diferit atunci când vine vorba de salarizare dinspre factorul privat sau despre forme de protecție socială dacă discutăm despre instituții publice. Sigur, există aceste porniri extremiste, nu știu, vorba mea, le încadrăm relativ prudent. Cu toate astea, totuși, facem parte din acest proiect comunitar. Dincolo de aceste chestiuni care țin de, cumva, de legislație, ne-am asumat libera circulație în Uniunea Europeană, care presupune inclusiv acces la locuri de muncă în oricare dintre statele Uniunii Europene. Ne mai asumăm din când în când și niște documente, nu știu, vă dau ce mi-e la îndemână acum, până în 2030 Uniunea Europeană și-a propus să eradice fenomenul locuirii în stradă, să zicem. Deci avem și niște proiecte comune la nivelul comunității europene, care presupune contribuția fiecărui stat, astfel încât să ne atingem aceste obiective comune. Deci nu putem să facem niște politici naționale. Sigur, noi putem, ca state, parte din Uniunea Europeană. De asta cred că reacția Uniunii Europene e corectă, din punctul meu de vedere. Dar nu ar fi trebuit să existe o reacție mai promptă și din partea noastră, a României, având în vedere că Dan îmi spunea că această situație nu este de ieri de azi. Sigur că ar fi trebuit, dar noi discutăm despre un stat care de fapt nu reușește nici măcar să controleze aceste lucruri în interiorul granițelor lui, vis-a-vis de formele de protecție socială. Și noi intern avem niște probleme uriașe când vine vorba de acces a persoanelor precare, să le spunem, oameni care prestează munci prost plătite. Rolul statului, de exemplu, este să se asigure, am prins un pic din conversația trecută, da, avem și noi în România situații în care oamenii fac munci foarte grele, pe bani puțini și preferă să nu fie înregistrat contractul de muncă, pentru că știu că, de fapt, în momentul în care, de fapt nu preferă, acceptă să nu le fie înregistrat contractul de muncă, pentru că știu că altfel, oricum, le e foarte greu să acceseze piața muncii. Avem probleme interne nerezolvate, foarte grave, când vine vorba, din nou, discutăm despre muncitorii care, haideți să ne amintim un pic, în pandemie au fost printre muncitorii esențiali. Dacă vă amintiți, una dintre marile crize în 2020 au fost fix muncitorii sezonieri din agricultură. Deci sunt esențiali, sunt vitali în economii naționale, locale, europene. Dar avem, iată, aceste situații de injustiție când vine vorba de acces la drepturi sociale, de acces la niște salarii juste raportate la, nu mai zic raportate la munca prestată, raportate la salarizarea la nivelul național. Deci oamenii aceștia, de fapt, sunt victimele faptului că sistemele naționale, legislative, de protecție socială,
sunt create astfel încât să le fie foarte, foarte greu să-și apere drepturile. Bun, ce mi s-a părut mie trist din ce spunea Dan mai devreme este că sunt inclusiv patroni care nu au forță de muncă din țara lor, muncitori italieni, refuză să facă unele joburi și totuși refuză să primească muncitori străini. Asta este o altă formă de discriminare, că nu te primesc chiar pentru că ești străin, dar eu am nevoie de ajutorul tău. Însă pentru că ești străin, prefer să nu am niciun ajutor. Da, aceste lucruri, de exemplu, în România avem ceea ce se cheamă Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. El, teoretic și practic, în situații de genul ăsta, în care unei persoane se refuză accesul la un loc de muncă în virtutea uneia dintre, nu știu, în cazul ăsta discutăm despre naționalitate, sancționează angajatorul respectiv. Nu știu cum se întâmplă în Italia, recunosc. Știu cum se întâmplă în România. Amenziile CNCD-ului sunt relativ ridicole raportate la forța economică a unei companii. Deci, din nou, eu văd foarte important rolul statului în această situație, pentru că sunt chestiuni fundamentale de drepturile omului. Nu doar statul. Din păcate, în momentul de față, statul este principalul actor care se ocupă de protejarea, promovarea drepturilor omului. Noi, în România, avem o instituție slabă din punct de vedere legislativ când vine vorba de acțiune pe piața muncii vis-a-vis de discriminare. Sunt niște amenzi, undeva nu mai țin minte care e cuantumul maxim, dar este ceva atât de minor încât o companie care consideră că o categorie de angajat e indezirabil preferă să plătească amenda respectivă. CNCD-ul nu poate genera alt tip de sancțiune decât această amendă. Deci, de asta cred că arhitectura națională, europeană, trebuie să țină cont de fapt că când vine vorba de acces la muncă, acces la dreptul la servicii sociale și dreptul la sprijin social, rolul statului ar trebui să fie mult, mult mai puternic decât e în momentul de față. Iată, avem aici în Germania, sumele sunt mai mici pentru muncitorii care au copii care locuiesc în țări ale Uniunii Europene. Adică dacă, să spunem, pentru că ne raportăm la țara noastră, ei consideră că nivelul nostru de trai este mai ieftin decât al lor, atunci muncitorii de acolo sunt plătiți mai puțin. De ce ar avea importanță? Importanță probabil că are în sensul în care se fac niște economii la bugetele naționale. Altă logică eu nu văd. Sau în pasul 2, tocmai descurajarea persoanelor care nu sunt de naționalitate germană să aplice pentru acest tip de sprijin. În mod firesc, din nou, acum discutăm un pic despre, să intrăm în zona umană a conversației. Dacă noi discutăm despre niște părinți care au niște copii în România, înseamnă că foarte prost s-a întâmplat din punct de vedere financiar, astfel încât ei să fie nevoiți să-și lasă copiii în țara de origine. Deci, în niciun caz nu poate fi o situație fericită, deci, cu atât mai mult e nevoie de sprijin social. Discutăm despre niște copii care se află cel mai probabil în grija familiei extinse sau sub altă formă de, nu știu, supervizare. Asta e cumva discuția, dacă vreți, umană a situației. Discuția legală este complet irelevant unde se află restul familiei muncitorului respectiv, în condițiile în care el este și lucrează în și țara... plătește contribuțiile către statul și plătește contribuțiile către statul respectiv, nu poți să aplici niște standarde diferite în funcție de țara de origine. Adică totul pare așa foarte întâmplător, să mai căutăm niște criterii astfel încât să reducem din beneficiile sociale ale unor oameni care plătesc taxe și prestează muncă pentru, sigur, comunitatea europeană, poate, dar în mod direct pentru comunitatea din Germania. Irina Zanfirescu, îți mulțumesc tare mult pentru această mulțumesc discuție și explicații. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim.
Am revenit și schimbăm subiectul. Kamala Harris își continuă campania fulger, câștigând teren în fața lui Donald Trump. Un nou sondaj realizat de The New York Times și Siena College arată că Harris a redus avantajul considerabil al lui Trump. Trump o devansează pe Harris cu 48% la 46% față de 49% la 41% la începutul lunii iulie, după prestația dezastroasă a lui Joe Biden de la dezbaterea cu Trump. Kamala și-a lansat și primul videoclip și acceptă dezbaterea cu fostul președinte. Trump, în schimb, și-a reluat criticile la adresa lui Harris, de această dată cu o duritate fără precedent. Acesta a declarat, fără cea mai mică dovadă, că Harris vrea să încurajeze execuția bebelușilor. Și discutăm acest subiect împreună cu invitatul meu, Ovidiu Nahoi, realizatorul emisiunii Zona Liberă. Bună dimineața, Ovidiu, îți mulțumesc! Bună dimineața, bună dimineața tuturor! Ovidiu, pare că doamna Harris este așa în forță și Trump încă nu i-a găsit călcâiul lui Ahile. Am văzut la dezbaterea pe care, nu la dezbaterea, în campania pe care a avut-o în Wisconsin, că a vorbit despre procurori infractori, însă iată tandemul J.D. Vance și Donald Trump încă nu-i găsesc punctul sensibil cu care să o atace și dimpotrivă pare că Donald Trump a revenit la atacurile sale foarte dure cu care ne-a obișnuit în campaniile trecute. A făcut-o, exact cum spuneam și în editorial puțin mai devreme, criminală de copii. J.D. Vance a spus despre ea că este o bătrână cu pisici, s-au luat de faptul că nu ar avea copii. Ovidiu. Da, este chiar surprinzător, pentru că eu cred că tabăra republicană se aștepta de mult timp și cred că încă dinainte de dezbaterea din iunie se aștepta ca Joe Biden să se retragă din cursă și să fie înlocuit cel mai probabil de Kamala Harris. Deci cred că această variantă era pusă pe masă în echipa de campanie a republicanilor. Cred că ceea ce a descumpănit a fost succesul pe care ea l-a avut odată ce a intrat în scenă. Cred că nu se așteptau la un asemenea impact. Asta i-a descumpănit și vedem această reacție extraordinar de dură, foarte personalizată, deși înainte Donald Trump chiar a invocat posibilitatea ca Harris să fie desemnată și a spus e mai ușor de bătut decât Joe Biden. Dar cifrele arată că va fi un candidat mai greu de bătut decât Joe Biden și asta pare să-i fi descumpănit până acolo încât să spună că este criminală de copii. Ei reluând ideea celor mai conservatoare, ultraconservatoare grupuri din Statele Unite care se opun avorturilor. Pentru că se știe că Kamala Harris a fost o activistă și a avut o activitate deosebită în sprijinirea dreptului la avort. Este o temă care divizează profund societatea americană și este o temă care atrage femeile americane foarte mult de partea democraților. E o temă care la alegerile parțiale, alegerile de la mijlocul mandatului din 2022, a jucat mult în favoarea democraților și a făcut pe mulți republicani din linia dură, din zona MAGA, să piardă circunscripțiile, deși ei porneau ca favoriți. Deci este o temă care scapă Partidului Republican și de aici cred că și atacurile furibunde, într-adevăr, nu par să fi găsit cheia cu care să o atace, deși până la urmă, niște teme ar fi fost sau ar fi, probabil ele vor fi abordate mai târziu. Și anume, migrația ea a fost însărcinată de președintele Biden cu această chestiune foarte sensibilă a migrației. Cel puțin din punctul de vedere al republicanilor nu și-a îndeplinit atribuțiile. Apoi inflația, pentru că și ea a avut atribuții în domeniul acesta. Inflația a crescut, acum scade în Statele Unite, ultimele date economice sunt foarte favorabile, dar ceea ce a fost în trecut rămâne. Așa că ei s-au concentrat deocamdată pe această temă. Am mai văzut și în campania electorală din România, când candidații au fost acuzați foarte furibund pentru faptul că nu au copii.
Dar Kamala Harris, prin căsătorie, a adoptat doi copii ai soțului, care este evreu. Și până la urmă, ce importanță are? Ce importanță are, din potrivă, ar putea să-și atragă și ura celor care pur și simplu nu-și doresc copii sau nu au putut să facă copii? Și acum o spune un om care are un copil. De ce ești obligat să faci copil? Asta este o temă foarte dragă zonei conservatoare din Statele Unite și de peste tot. Familia trebuie să arate numai așa. Nu? Am avut și noi un referendum pentru familia tradițională, da. Care a fost inspirat până la urmă de grupurile ultraconservatoare neo-reformate din Statele Unite. Acele grupări care sunt prezente și în România, aceste grupări religioase neoprotestante care sunt foarte active și care ele au fost primele care și în România au declanșat această mișcare care a dus la strângerea semnăturilor, după care Biserica Ortodoxă s-a raliat acestui curent. Deci el a pornit de acolo, el a fost inspirat de acolo. Este un curent despre care se spune că este inspirat și de propaganda rusă, care pune gaz pe foc acolo pentru a întreține acest curent. Deci există această abordare în zonele ultraconservatoare că nu poți fi considerat o persoană de încredere, o persoană demnă în societate, dacă nu faci parte dintr-o familie tradițională, dacă nu ești căsătorit și dacă nu ai copii. Și dacă nu contribui la creșterea natalității. Și asta, dar și un anumit gen de comportament social și de acceptabilitate socială. Acum, în ce măsură icoana lor vie, Donald Trump, corespunde acestui model? Păi, recăsătorit de vreo 3 ori, care a plătit o prostituată, culmea, din banii de campanie, așa au spus judecătorii, ca să păstreze tăcerea, nu prea se cu care și înșelase soția în timp ce era însărcinată. În timp ce soția era însărcinată, nu prea se potrivește. Dar pentru asta nu contează. Este un model, este un fel de pata lui Procust, după care îi judecă pe toată lumea. Ești așa, ești bun. Nu ești așa, nu ești demn de a avea o poziție importantă în societate. Ăsta este modul lor de a judeca lumea. Altfel, orice comportament care nu este conform cu acest model, din punctul lor de vedere, este suspect. O acuză Donald Trump pe Kamala Harris că și-a însușit banii pe care i-a strâns Joe Biden în timpul campaniei sale electorale. Dar, de cealaltă parte, Kamala spune că numai în 24 de ore a strâns vreo 30 de milioane de dolari. Ea a venit și cu niște bani strânși deja pentru campania ei de vicepreședinte, vreo 90 milioane, plus ce a strâns foarte repede, într-adevăr, în momentul în care Joe Biden s-a retras și ea a fost cumva nominalizată. Ea încă nu este oficial candidatul Partidului Democrat, foarte probabil ea va fi, dar a reușit deja să strângă o sumă importantă. Cred că și asta a descumpănit tabăra republicană. Adică ei nu se așteptau ca Partidul Democrat să se miște atât de repede și ca reflectoarele presei să se mute atât de repede pe Kamala Harris. Să ne aducem aminte, după tentativa de asasinat împotriva lui Donald Trump, în scenă era un singur personaj. Era Donald Trump. Joe Biden, la vremea aceea contracandidat, nu mai conta. El nu mai exista. Plus că se și izolase din cauza coronavirusului. Practic, el nu mai exista pentru opinia publică. Exista un singur om în scenă și acela era Donald Trump. Donald Trump care se reface, Donald Trump care participa la primul meeting cu urechea bandajată după tentativa de asasinat, Donald Trump care participă la conferința, la convenția republicană, ține discursul, acceptă candidatura, Donald Trump care vine cu un discurs imediat atunci după tentativa de asasinat, foarte împăciuitor, foarte deschis către societatea americană, o surpriză la vremea aceea. Iată că a abandonat
acel discurs, după ce a constatat că reflectoarele s-au mutat în altă direcție și că persoana care acum domină scena și umple ecranul nu mai este el. Și a dat din nou rama pe față, de fapt și de drept. Uite, Kamala Harris își dorește o dezbatere cu Donald Trump. Pe 10 septembrie ar fi trebuit să aibă loc o a doua dezbatere între Joe Biden și Donald Trump. Nu știm deocamdată dacă el o va accepta. Kamala Harris chiar răsucește cuțitul în rană și spune, da, eu confirm, dar nu știu dacă partea cealaltă mai are curajul să participe. Probabil că vom avea această dezbatere. Nu cred că Donald Trump va da înapoi, pentru că va fi în defavoarea sa. Însă, iată, pentru tabăra republicană, e o necunoscută aici. Cum să abordeze această dezbatere cu Kamala Harris, care a venit și a spus, eu am văzut mulți în cariera mea de procuror de genul lui Donald Trump. Ori asta îl pune deja într-o situație de inferioritate. El nu mai este persoana care avea energie, avea potență, avea o prezență puternică în comparație cu Joe Biden într-o dezbatere televizată. Acum este persoana condamnată față cu o persoană care a dus mulți oameni care au încălcat legea în fața judecătorilor. Deci cumva rolurile se schimbă și Partidul Republican, echipa de campanie a lui Donald Trump, trebuie să găsească o modalitate de a schimba discursul, de a schimba registrul. Până atunci avem această perdea de fum cu atacurile foarte puternice, menite, iată, să mute și discuția către Donald Trump. Altfel, dacă n-ar fi fost aceste atacuri, mulți răspund deplasate, cine ar mai fi privit către Donald Trump și către vicepreședintele său, J.D. Vance? Ar trebui să fie atent Donald Trump și la ce va urma să spună în cazul în care va exista o dezbatere cu Kamala și ce urmează să spună de acum încolo, să nu fie considerat rasist? Nu cred că pentru gruparea aceasta dură, nucleul dur republican pentru MAGA contează foarte mult. Din potrivă, cred că este în linia așteptărilor. Însă partida nu se joacă acum. Partida se joacă la nivelul neafiliaților și la nivelul moderaților din ambele tabere. O astfel de atitudine, dacă ea continuă, s-ar putea să îi sperie pe moderați și unii dintre ei să schimbe opțiunea, să se ducă în partea cealaltă. Apoi, aceste atacuri nu fac decât să ranieze Kamala Harris, persoanele de culoare, persoanele non-albe, de diferite culturi, proveniențe, culturi. Ori asta nu e, iarăși nu este în avantajul Partidului Republican. Suntem însă doar la început. Probabil că aceste declarații sunt și rezultatul unui șoc la nivelul echipei republicane. Repet, nu pentru că a venit Kamala Harris, cred că la asta se așteptau, ci pentru că ea a reușit foarte repede să atragă atenția asupra ei. Cred că asta cumva le-a scăpat. Cred că asta nu făcea parte din plan și atunci, până când vor găsi, și sunt convins că ei vor veni cu niște linii de atac mult mai puternice în perioada următoare, dar până când le vor găsi, vin cu aceste atacuri foarte furibunde pentru a se menține în scenă, pentru a menține atenția. E, până la urmă, o strategie de campanie. Cu siguranță că un om atunci când atacă este pentru că se simte frică. Sau se simte amenințat. Kamala Harris, vicepreședinta lui Joe Biden, care până acum a stat în umbră și nu s-a văzut ea foarte mult, cu siguranță că nu se așteptau să aibă un asemenea succes și a lansat și clipul electoral Freedom pe melodia lui Beyoncé. Arată foarte bine. Arată foarte bine și ea este plină de viață și așa în forță. Probabil că ei au subestimat-o și acum au nevoie de un timp pentru a se replia, pentru a-și regândi strategiile. Cred că ei au considerat că le va fi mai ușor cu Kamala Harris decât cu Joe Biden.
decât cu un Joe Biden aflat într-o formă fizică și mentală acceptabilă. Ori acum, da, apariția Kamala Harris, felul în care a apărut, că apariția nu a fost o surpriză, dar felul în care i-a apărut, s-ar putea să îi fi descumpănit și de-abia de acum să încerce o repliere. Urmărim, Ovidiu, îți mulțumesc tare mult pentru toate aceste explicații. Urmărim declarațiile amândurora echipelor de campanie, a vicepreședinții, încă nu știm cine va fi vicepreședintele Kamala Harris, dar probabil vom afla momentul în care va fi desemnat oficial candidatul democraților. Îți mulțumesc tare mult, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Bună ziua, este ora 11, sunt Georgia Pietreanu, sunteți la Prima News, iată care sunt cele mai importante știri ale zilei. Premierul Marcel Ciolacu s-a plâns la începutul ședinței de guvern că aude prea multe discuții în ultimele zile despre linii roșii sau galbene. Acest guvern nu este al vreunui partid, acest guvern este al României, a afirmat el la o zi după ce liderul PNL, Nicolae Ciucă, a spus că introducerea impozitului progresiv reprezintă o linie roșie. În replică, Ciucă a spus că în cursa pentru prezidențiale lucrurile sunt mai contundente. Marcel Ciolacu atacă dur la adresa lui Boloș. De acum înainte nu va mai intra în guvern nicio modificare de natură fiscală, fără să existe în prealabil o consultare publică și un acord cu mediul privat și cu societatea civilă, a spus Ciolacu. Nici domnul Boloș, nici alți miniștri nu pot veni cu proiecte în acest sens, cum ar fi CNP-ul fiscal, de exemplu, până când nu parcurg acest traseu. Cred că așa este corect și aceasta este așteptarea românilor, a continuat premierul. Președintele PNL Nicolae Ciucă a anunțat că este deschis la o eventuală întâlnire cu lidera USR Elena Lasconi în funcție de declarațiile viitoare. Însă seria atacurilor reciproce continuă. După ce Lasconi a sugerat lui Ciucă o igienizare în PNL, liderul liberal i-a reproșat șefei USR că este prea nou în funcție pentru a da sfaturi altor lideri politici. Ieri Lasconi a anunțat că va discuta cu toată lumea pentru că după alegeri există minimum 3 opțiuni: o guvernare PSD-PNL, o guvernare PSD-AUR sau o guvernare USR-PNL-UDMR. Comisia Europeană anunță că a decis să cheme Germania și Italia în fața Curții Europene de Justiție din cauza unor practici care discriminează muncitorii străini din aceste țări. Ambele țări au introdus în ultimii ani scheme pentru ajutorarea familiilor, însă sumele plătite au fost stabilite în cuantumuri diferite. În Italia, muncitorii trebuie să fi locuit în țară timp de cel puțin 2 ani pentru a fi eligibili pentru ajutor, în timp ce în Germania sumele sunt mai mici pentru muncitorii care au copii ce locuiesc în țări ale Uniunii Europene, unde costul traiului este mai scăzut. Kremlinul anunță că este deschis negocierilor cu Ucraina cu privire la încetarea conflictului, chiar și în timp ce președintele ucrainean Volodymyr Zelensky rămâne la putere, în ciuda faptului că se îndoiește public de legitimitatea acestuia. Anunțul Kremlinului vine după ce ministrul ucrainean de externe, Kuleba, a declarat după vizita în China că oficialii de la Kiev sunt pregătiți pentru discuții de pace cu Rusia, cu condiția ca suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei să fie pe deplin respectate. Aproximativ 45.000 de polițiști francezi au fost dislocați pentru a asigura securitatea la Jocurile Olimpice începând de astăzi, când are loc ceremonia de deschidere a competiției. Autoritățile franceze au anunțat că pe durata Jocurilor de la Paris va fi instalat un sistem antidrone, iar lunetiștii vor supraveghea zona de pe acoperișuri. De asemenea, râul Sena va fi verificat de bombe. Potrivit presei din Hexagon, până acum serviciile secrete franceze au identificat circa 5.000 de persoane suspecte care intenționau să compromită Jocurile Olimpice, inclusiv 1.000 bănuite de interferență străină. Rusia este deschisă negocierilor de pace cu Ucraina, chiar și cu președintele Zelensky la putere, anunță Kremlinul, cerând clarificări și lămuriri. Rusia este în general deschisă unui proces de negociere, dar mai întâi trebuie să înțelegem cât de pregătită este partea ucraineană pentru acest lucru și în ce măsură partea ucraineană are permisiunea pentru acest lucru din partea manipulatorilor săi, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. În iunie, Putin a declarat că Rusia va pune capăt războiului din Ucraina, adică operațiunea militară specială, numai dacă Kievul este de acord să renunțe la ambițiile sale de aderare la NATO și să predea integral cele 4 regiuni revendicate și anexate de Moscova: Donetsk, Lugansk, Zaporojie și Herson. Kievul a respins condițiile Moscovei.
Discutăm acest subiect împreună cu invitatul meu de la această oră, domnul Marin German, analist de politică externă. Bună ziua și vă mulțumesc tare mult! Bună ziua și bun găsit! Sunt din ce în ce mai dese discuțiile despre un posibil acord de pace între Rusia și Ucraina. Știm condițiile Rusiei, însă nu știm în ce măsură Ucraina va accepta aceste compromisuri, ca zonele deja cucerite de Rusia să fie cedate lor, ca armata ucraineană să se retragă. Noi știm de fapt condițiile Rusiei în momentul de față și condițiile acestea au fost foarte clar menționate de Vladimir Putin. 4 regiuni, despre Crimea nici nu am amintit, dar merită subliniat faptul că este vorba de această condiționare rusească în momentul de față, care poate fi modificată la toamnă, la anul sau altă dată, și lucrul acesta este cunoscut de către Kiev. Când vorbim de partea ucraineană, adevărat, se observă o mică modificare a abordării care era tradițională pentru anul 2023-2022, când se spunea că nu acceptăm niciun fel de negociere de pace și nu vom discuta cu Federația Rusă până când nu vor fi eliberate teritoriile noastre de către armata ucraineană sau până când Putin și conducerea Rusiei nu va lua decizia să-și retragă toate trupele. Lucru care nu se întâmplă și nici nu avem semnale că ar putea să se întâmple în contextul acestui front foarte static în Ucraina. Nu se întâmplă mari evenimente militare acolo, nici Rusia nu prea avansează, nici Ucraina nu reușește să-și elibereze teritoriile. Și desigur, privind ambele părți la resurse, au început să aducă în discuție, în atenția publicului, negocierea și noțiunea de negociere. Va fi greu pentru Kiev, pe de o parte, să discute cu societatea despre eventuale cedări teritoriale. Ca asta, de fapt, își dorește Rusia și există și o presiune asupra Kievului. Domnule German, dar dacă privim cumva sondajele, de la începutul războiului din 2022 și până acum, oamenii sunt mai dispuși să renunțe la teritorii în schimbul unei păci. Într-adevăr, numărul celor care nu sunt dispuși rămâne în continuare mai mare, însă cumva s-a mai schimbat ceva de-a lungul în acești 2 ani în sondaje? Este un proces firesc. Oboseala de război care s-a acumulat în ultimii ani a produs schimbări constatate sociologic. Desigur, vorbim despre o minoritate în Ucraina care a acceptat cederi teritoriale, dar din mai multe puncte de vedere, prognoza mea este că numărul celor care ar putea să accepte cederi teritoriale va crește, concomitent cu prelungirea războiului, și este un fenomen al războiului hibrid și Rusia știe acest lucru și Rusia va continua să folosească toate metodele de creștere a oboselii. Deci, întreruperea curentului electric și distrugerea sistemului electric ucrainean este una dintre uneltele creșterii oboselii de război în Ucraina, să accepte cederi teritoriale. Dacă privim la ultimele declarații a lui Kuleba, ministrul de externe al Ucrainei, care a vizitat China, și acolo am observat o serie de manipulări ale opiniei publice dinspre presa rusă, ce a fi spus Kuleba că acceptăm negocieri teritoriale, dar cu respectarea integrității teritoriale a Ucrainei, adică cu teritoriile ucrainene ale anului 1991, că asta de fapt a avut în vedere, și nu prea seamănă a fi un pas concret sau o propunere concretă de negociere și fără nicio cedare teritorială sau orice altă cedare din partea Ucrainei. Și din nou intrăm în logica aceasta a blocajului de negocieri, că niciuna dintre părți nu dorește să cedeze ceva sub nicio formă. Ce ar însemna totuși pentru Ucraina să cedeze aceste teritorii, să cadă la pace cu Rusia, ipotetic vorbind, bineînțeles, și ce ar însemna de fapt pentru Volodymyr Zelensky? Cum ar putea explica el toți acești oameni care s-au dus și au luptat pentru țara lor, astfel încât rușii să nu-l ia, bineînțeles, numărul de morți, ar fi pentru ele o sinucidere politică? În primul rând, va fi pentru societate una dintre cele mai grele și dificile decizii care au fost luate vreodată. Deci crește numărul victimelor, numărul militarilor care au căzut pe front pentru un metru pătrat de pământ, cum s-a exprimat Zelensky, și în același timp această cedare teritorială, care este una foarte periculoasă, nu doar pentru Ucraina, pentru întregul drept internațional. Reiese că oricine poate să intre în casa cuiva, să ia teritoriul, să redesenăm hărțile politice cu forța, cu tancul, cu violența. Este periculos.
În același timp, pentru Zelenski, cu adevărat, ar însemna aceste cederi teritoriale o renunțare la principiile de bază care i-au cimentat reputația. De asta Zelenski îl cunoaștem așa cum îl cunoaștem din primele zilele războiului. Nu a părăsit Kievul, a zis că nu vom ceda nimic, niciodată vom lupta până când nu ne vom elibera toate teritoriile și, desigur, dacă configurația geopolitică din viitor va fi absolut nefavorabilă pentru Ucraina, în diverse contexte, inclusiv electorale, din Europa și din America, vorbim și despre o capitulare electorală politică a lui Zelenski și a echipei lui Zelenski. Repet, hibridizarea aceasta din Ucraina și creșterea oboselii de război îi va face pe ucraineni tot mai mult să se gândească să acceptăm o cedare de orice fel pentru un armistițiu. Nu se discută în Ucraina și, de fapt, nu se discută despre o pace pentru totdeauna, ci despre un armistițiu temporar și apoi vom mai vedea. Însă Kievul nu ar accepta acest lucru știind că Rusia din nou se va rearma și posibil din nou să avem un război ceva mai târziu când Rusia își va consolida forțele militare. Un joc geostrategic în Ucraina în aceste momente. Mandatul președintelui Volodymyr Zelenski a ajuns la final, a încetat, în mai a expirat. Având în vedere că acolo este instituită legea marțială, vorbește primarul Kievului, Vitali Klitschko, de un referendum în cazul în care s-ar ajunge la un acord, înainte să se ajungă la un acord cu rușii și ce teritorii ar urma să cedeze, dacă ar urma să cedeze. Vitali Klitschko spune că ar trebui făcut un referendum, să fie întrebată populația dacă este de acord. Propunerea lui Vitali Klitschko este una absolut legală și legitimă, dar în același timp și periculoasă. Desigur, dacă vom avea un referendum și o decizie a populației ucrainene privind cererile teritoriale, lucrul acesta ar legitima, ar legaliza decizia respectivă din partea Kievului, dar în același timp, de ce spun că este periculoasă, ar legitima un transfer teritorial. Dacă există o decizie a unei populații care a votat la referendum să dea teritoriul unui alt stat, reiese că noi legitimăm un act de agresiune. Este un joc foarte periculos din perspectiva dreptului internațional și trebuie să ne punem și această decizie și de politică internă și de politică externă, o dilemă foarte interesantă. Desigur, nimeni nu își poate asuma la Kiev în momentul de față această decizie, niciun partid politic, nimeni absolut. Iar revenind la argumentele Kremlinului despre ilegitimitatea lui Zelenski, că nu mai este președinte, am observat foarte multe narațiuni fake în aceste luni despre Zelenski. În realitate, Zelenski va fi președinte atâta timp cât există legea marțială și starea de război decretată pe teritoriul Ucrainei și altfel nu ar putea să fie. Nu sunt nimic altceva decât niște manipulări ale opiniei publice din partea Kremlinului. Nu pot fi organizate alegeri când orașele sunt bombardate, nu este curent electric și oricând poate să ajungă o rachetă în orice localitate și în orice clădire. Și până pericolul acesta nu va fi eliminat, potrivit Constituției Ucrainei, alegerile nu pot avea loc. De asta Zelenski continuă să rămână președinte. Bine, discuția poate să se învechească, nu poate să rămână Zelenski președinte toată viața dacă va fi război, însă răspunsurile vor fi găsite pe măsura parcurgerii acestei evoluții a războiului dramatic din Ucraina. Se grăbesc ucrainenii totuși sau sunt dispuși acum mai mult ca niciodată să aibă un dialog pe cale diplomatică cu Rusia, având în vedere existența posibilității ca Donald Trump să revină la Casa Albă și știm cu toții cum se poziționează el în privința războiului dintre Ucraina și Rusia? Majoritatea ucrainenilor și analiștilor politici și politicienilor și organele de presă de la Kiev privesc cu o mare îngrijorare în direcția Washingtonului și posibilei reveniri la Casa Albă a lui Donald Trump și cunoaștem și poziția acestuia față de războiul din Ucraina, o poziție, eu aș zice că e mai mult necunoscută decât cunoscută, cu declarații foarte și foarte controversate. Zicea la un moment dat că va bombarda Moscova dacă era în locul lui Biden, apoi zicea că va încheia războiul foarte repede pe calea diplomatică. Cine știe ce urmează să se întâmple dacă revine Donald Trump la Casa Albă. Iar Kievul și politicienii și diplomații încearcă să găsească o ecuație specifică de adaptare la o reconfigurare geopolitică în estul Europei și reconfigurare geopolitică NATO și reapar cumva în spațiul public ucrainean intern discuții despre negociere. Deci până acum, să zicem două luni,
nu prea se discuta despre negociere. Poziția era foarte principală. Nu acceptăm niciun fel de negociere pe seama teritoriilor noastre. Este o mândrie pentru noi să ne apărăm teritoriile, să nu cedăm niciun centimetru pătrat din teritoriile noastre. Iar acum, de când se discută tot mai mult despre o posibilă revenire lui Donald Trump la Washington, reapare în spațiul public discuția despre negociere. Dar Zelenski are de rezolvat o mică sau mare problemă. Există și un decret prezidențial care interzice orice negociere cu Federația Rusă. Deci, oficial, Ucraina nu poate să se așeze la masa negocierilor cu orice diplomat rus până când Zelenski nu va anula acest decret prezidențial. Și va fi și presiune pe Zelenski dacă va renunța la acest decret sau nu, dezbateri și multe altele procese politice interne specifice unei țări care este agresată de Federația Rusă. Dar ar putea cumva să existe negocieri prin alți parteneri? De exemplu, cum se negociază în Orientul Mijlociu? Poate nu negociază neapărat tot timpul Israelul cu Hamas, negociază prin Qatar, negociază prin Emiratele Arabe Unite. Acolo se duc negocierile. Ar putea exista negocieri așa? A existat un model ieșuat atunci în 22 prin Turcia, iar acum existau speranțe la Kiev o perioadă că se va ajunge la un numitor comun cu ajutorul Chinei și de asta și vizita lui Coleba în China. Ideea principală era să convingă partenerii chinezi să renunță să mai sprijine Rusia, ceea ce nu s-a întâmplat și au încercat majoritatea oficialilor occidentali. Iar acum se încearcă această formulă de pace chineză, sau cel puțin aprobarea acesteia, care nu este o formulă de pace. Deci care e problema paradigmatică fundamentală în momentul de față? Noi vorbim de intermediari, de Turcia, de China, posibil de Ungaria, care s-a oferit să ne ajute. Dar nu există o formulă de pace care să fie agreată de toți. Noi nu avem nicio formulă de pace. Formula de pace a lui Zelenski înseamnă, de fapt, retragerea trupelor rusești din Ucraina și capitularea geopolitică a regimului lui Putin. Altfel spus, formula de pace a lui Putin înseamnă capitularea Ucrainei și rescrierea dreptului internațional și un eșec total al Occidentului în spațiul estic european. Avem două formule de capitulare și nicio formulă de pace în Ucraina în momentul de față și cred că din mai multe opțiuni și variante și discuții se va naște una care îi va nemulțumi pe toți în acest joc și în aceste negocieri, ceea ce înseamnă că posibil discutând mult despre pace și încercând să găsim o soluție, vom crea una, vom adopta una, însă aceasta iarăși va fi una generatoare de conflict în viitor, ceea ce este una dintre îngrijorările mele în momentul de față. Dar puteți spune cu siguranță că dacă Ucraina va accepta, iată, acest compromis de pace, exact așa cum cere Rusia, sunteți siguri că nu-și vor lua ce au cucerit și vor sta în banca lor? Nu există o astfel de certitudine și nimeni nu poate să ne ofere vreo garanție, doar nu trebuie să analizăm și să privim departe doar la anul 2014, când Putin a anexat Crimea și a avut apoi niște pretenții semi-oficiale față de Donetsk și Lugansk, cu niște separatiști acolo care erau supărați de regimul de la Kiev, cum se exprimau ei. Iar apoi a adoptat decizia să preia aceste două republici, au mai luat încă două. Deci pare a fi o tactică bine gândită de la Kremlin să bucățească problema, adică să bucățească argumentarea privind anexarea teritorială a Ucrainei. Și asta se știe și în Kiev, se știe și în Bruxelles, se știe și la Washington, că Putin nu se va opri doar acolo unde a declarat recent că se va opri. Ba din potrivă, cunoaștem discuțiile și declarațiile lui Lavrov și a lui Peskov și a lui Putin despre o zonă buffer, despre o zonă tampon, și riscul cel mai mare, dacă va accepta societatea ucraineană cederi teritoriale cu multă durere în suflet, va reveni Putin la discuțiile despre faptul că teritoriile noastre recent ocupate sunt atacate, avem nevoie de o altă zonă tampon, mai avem nevoie de două regiuni și lucrurile acestea ar putea să se transforme într-un joc de domino foarte și foarte periculos pentru securitatea europeană. De asta o soluție simplă în acest conflict, în momentul de față, nu pare să existe. Pe de altă parte, cam cât ar mai putea dura războiul și dacă Ucraina ia în considerare chiar varianta ca Rusia să fie înfrântă?
Orice conflict internațional și nu neapărat cel din Ucraina depinde de doi factori importanți, de dorința actorilor, voința lor și de resurse. Și această vânătoare după resurse și colectarea de resurse este una actuală în ambele părți și Rusia și Ucraina au voință și dorință să continue acest conflict pentru că se simt nedreptățiți. Bine, Rusia are idei imperiale de restabilire, refacere a Uniunii Sovietice și de împingere spre vest a tot ceea ce înseamnă influența occidentală, NATO, americană, europeană și au și această patima, mitul acesta al cetății asediate. Ucraina duce un război de eliberare și a fost agresată potrivit dreptului internațional și voință există. Deci o înfrângere pe teritoriul Ucrainei de către armata rusă înseamnă capitularea regimului Putin și deputinizarea Rusiei și Putin știe acest lucru și va continua să lupte până când nu va obține un rezultat plauzibil. Pentru Ucraina e la fel, de aceea vorbim doar în noțiuni de resurse. Resurse în ambele părți nu sunt chiar atât de multe. Rusia are mult mai multe resurse când vorbim de capitalul uman, dar nu le poate accesa pe toate și observăm cu câta prudență Putin organizează mobilizarea parțială pe teritoriul Rusiei, ia pușcăriași în război, încearcă să găsească imigranți în acest război, încearcă să nu destabilizeze situația internă, știe că ar putea să genereze nemulțumire ale maselor dacă îi va lua pe toți în armată. În schimb, în Ucraina e o problemă resurselor, a munițiilor, este dependentă totalmente Ucraina de sprijinul occidental și de asta atât de multă îngrijorare la Kiev, când se observă discursuri anti-ucrainene la Washington, în Bruxelles și în alte parte, pentru că din mai 2022, și lucru care o repet de mai multe ori, Ucraina este total dependentă de resursele occidentale în acest război. Și dacă ești dependent de resurse și poți să ai și multă voință politică, desigur, lucrurile nu vor merge foarte bine și este nevoie de solidaritate euroatlantică și sprijin pentru Ucraina ca aceasta să nu fie parțial înfrântă sau să capituleze în fața Federației Ruse, care are sprijinul acestor regimuri autoritare chineze, nord-coreană, iraniană și așa mai departe. Și având în vedere această dependență de resursele Occidentului, ne întoarcem din nou la discuția inițială. Ce se va întâmpla în momentul în care Donald Trump va reveni, dacă va reveni anul viitor, la începutul anului viitor, la Casa Albă? Însă ar putea să fie totuși o lovitură de imagine și pentru Joe Biden dacă ar reuși cumva să pună capăt acestui război până la terminarea mandatului său. Da, este și era de fapt una dintre dorințele administrației Biden, care nu cred că se va întâmpla. Deci dacă privim frontul din Ucraina, că acum argumentele armelor sunt primordiale, nu celelalte, din păcate, frontul este foarte și foarte puțin dinamic. Noi observăm o luptă de poziții, se ocupă un sat, se eliberează un sat și lucrurile acestea nu ne indică o prognoză, nu putem formula o prognoză că mâine Ucraina va obține o victorie fulgerătoare în acest război și nici Rusia nu ar putea să o facă. Nu cred că Ucraina va fi abandonată de administrația Trump sau de orice administrație care ar putea să vină în Statele Unite ale Americii sau în Uniunea Europeană, dar problema ar fi cât de dozat va fi sprijinul pentru Ucraina. Și Kievul și așa se plânge și s-a plâns întotdeauna că primește ajutor dozat, suficient pentru a nu fi înfrâns, dar insuficient pentru a obține anumite victorii tactice pe câmpul de luptă. Asta a fost întotdeauna una dintre marele nedumiriri în Ucraina. Deci dacă vom asista în continuare la un sprijin dozat, militar mă refer și umanitar, pentru Ucraina, războiul ar putea să mai dureze câțiva ani buni, astfel încât să nu existe o superioritate militară din partea unei dintre părți, cu creșterea eventuală a sprijinului pentru Ucraina, dacă îl va crește China sau Coreea pentru Rusia. Și vom avea un război în frontiere, lângă frontierele României, pe 6 ani înainte. În același timp, dacă una dintre părți nu va mai avea resursele și sprijinul de care se va bucura, în urma altor jocuri geopolitice, și aici discuțiile și negocierile de pace privind Ucraina ar putea să depindă de mulți alți factori, inclusiv discuțiile despre situația din Asia-Pacific, din Orientul apropiat, îndepărtat și așa mai departe, lucrurile ar putea să fie altfel prezentate în timpul marelor negocieri la care Rusia, desigur, se vrea invitată și să participe, ceea ce n-a făcut Ucraina în timpul recentului summit de pace care s-a desfășurat în Elveția.
Domnule German, vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste explicații și pentru discuția pe care am avut-o. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în viitorul apropiat, însă cu siguranță ce spun toți analiștii politici de altfel, că încetarea războiului se va duce doar pe căi diplomatice și mai puțin acolo pe front. Rămâne de văzut, cu siguranță o să mai discutăm acest subiect, pentru că nu se va încheia foarte, foarte repede. Vă mulțumesc tare mult. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Am revenit. Jocurile olimpice vor începe astăzi la Paris cu o ceremonie fastuoasă pe ambele maluri ale Senei. Competiția de 19 zile reunește 10.500 de sportivi din 32 de sporturi. România va fi reprezentată de 106 sportivi. Țara noastră participă pentru a 23-a oară la Jocurile olimpice de vară. Din anul 1924, țara noastră a absentat doar la Jocurile olimpice din 1932 și 1948, iar în 1940 și 1944, Jocurile Olimpice nu au mai avut loc din cauza celui de-al doilea război mondial. Autoritățile franceze au luat măsuri de securitate sporite pentru această ediție a competiției. Peste 45.000 de ofițeri de poliție și jandarmi vor patrula pe străzile din Paris pe parcursul întregii perioade a jocurilor. Poliția a mobilizat toate resursele disponibile pentru a preveni diverse amenințări, inclusiv atacuri teroriste și cibernetice. Și discutăm subiectul împreună cu invitatul meu, Costi Mocanu, comentator sportiv, Prima Sport. Bună ziua, Costi, și îți mulțumesc tare mult! Bună ziua, George, bună ziua tuturor! Costi, mă uitam acum, este o informație de ultimă oră despre trenurile de mare viteză din Franța care au fost incendiate, peste 800.000 de pasageri sunt afectați. Vedem că deja au început așa să fie perturbări are Poftim? Instalațiile SNCF-ului, adică nu trenuri cu pasageri în ele, să nu înțeleagă lumea că sunt oameni care ard pe acolo. Nu, Doamne ferește, nu, însă pasagerii care urmau să călătorească cu acele trenuri, cu siguranță da, vor fi afectați, la asta mă refeream. Da, sunt prevăzute probleme pe toată durata weekendului din cauza întârzierilor care s-au strâns acum. Trenurile care leagă Parisul de Bordeaux, Lille și Strasburg, trenurile de mare viteză ale SNCF-ului. SNCF este Societatea Națională de Căi Ferate din Franța, echivalentul CFR-ului la noi, și este folosit cuvântul sabotaj. Da, chiar în ziua deschiderii jocurilor. S-au luat măsuri draconice pentru a-i proteja pe oamenii care vor să se uite la Jocurile Olimpice, dar și pentru sportivii veniți în Franța. 10.000 de polițiști, rachete antidron, au vorbit de faptul că la fel sunt oameni, polițiști pe acoperișuri să-i păzească. Premierul Netanyahu vorbea despre să aveți grijă că este posibil ca Iranul să intervină. S-a vorbit despre mai multe posibile atentate în această perioadă cât se desfășoară Jocurile Olimpice. E posibil. O astfel de adunare la care participă persoane foarte importante, o astfel de adunare care atrage atenția întregii planete într-un moment foarte delicat, foarte tensionat, poate fi folosită într-adevăr ca suport de imagine pentru transmiterea unor dorințe, unor revendicări. De aici până la un atac nu este deloc distanță mare. De aceea și măsurile de siguranță pe care le-a luat poliția franceză. Sper doar ca poliția franceză să știe să răspundă așa cum trebuie. În urmă cu câțiva ani ne aducem aminte, dacă nu greșesc, după Bataclan, după atacurile de acolo din 2015, au făcut senzație imagini cu polițiști francezi alunecând, căzând în încercarea de a-i prinde pe autorii acelor atentate. Sigur, nu înseamnă că asta este ștampila care trebuie pusă pe fiecare acțiune a poliției franceze. Sperăm ca pe toată durata jocurilor, și nu doar pe acest interval limitat de timp, ci în general, să fie pace, pentru că, în special pe durata jocurilor olimpice, știm, antichitatea oprea orice fel de conflict armat. Astăzi
vedem că Rusia încearcă un mare atac cu blindate, cel mai mare atac cu blindate, 57 de blindate în Ucraina, așadar nimeni nu mai ține cont de nimic, de bune obiceiuri, de respectarea unor tradiții milenare, în special într-un moment, cum spuneam, extrem de tensionat. Ar fi un bun început aceste Jocuri Olimpice pentru încercarea de normalizare a tensiunilor din întreaga lume. Hai să vorbim și despre ce înseamnă Jocurile Olimpice, pentru că astăzi încep, avem și noi 106 concurenți sportivi care vor participa și la fel, cum spuneam în editorialul de mai devreme, au fost puține dăți când țara noastră nu a participat la Jocurile Olimpice. În cine să ne punem încrederea cel mai mult? În canotori. De altfel, delegația echipei de canotaj este cea mai numeroasă, cea mai bine reprezentată. Din cei 106 sportivi participanți, mai cei ca jumătate sunt oamenii de la canotaj. Sigur, cu toții îl așteptăm pe David Popovici. Sper, din tot sufletul. Toți sperăm să îi iasă pregătirea care a fost oarecum contestată. El nu stă în satul olimpic. El a ales ca împreună cu echipa lui să locuiască undeva în afara satului olimpic. Mulți au spus că este o dovadă de aroganță. El a spus că nu, este doar un semn că are nevoie de o pregătire specială. Trebuie precizat că David nu este într-un hotel de 5 stele, nici pe departe așa ceva, este într-un hotel normal. Anțele noastre sunt legate de cursele de 100 și de 200 de metri liber. Costa Mare campionă Beatrice Cășlaru a spus că dacă iese la 200, sigur ia și la 100. Nu este văzut drept cel mai mare favorit al acestei probe. Contracandidatul principal este un sportiv din China. Doi puști, de fapt, asta e frumos. El și cu acest chinez sunt principalii candidați la medalia de aur în proba de 100 de metri liber, care va fi o adevărată bombă. De fiecare dată proba asta a fost una dintre vedetele fiecare ediție a Jocurilor Olimpice de vară, alături de proba de 100 de metri și la masculin și la feminin, la atletism, de finala de basket, NBA trimite o echipă puternică și în acest an. La noi, să luăm de bune vorbele Nadi, că dacă nici pe ea nu mai credem în gimnastică, înseamnă că nu mai trebuie să credem nimic din ce în jurul nostru, care spune că avem puterea să luăm o medalie în concursul de bârnă prin Sabrina Voina. Acum, însă și participarea echipei olimpice de gimnastică feminină la Jocurile Olimpice este o performanță după două ediții consecutive în care Naționala Olimpică a României de gimnastică fete nu s-a calificat la Jocurile Olimpice. Asta e ca și cum, nu știu, să mergem așa la fotbal, Brazilia nu s-ar califica la campionatul mondial, ceea ce este ceva de neconceput. E bine, România, care zeci de ani a fost echivalentul Braziliei în ceea ce reprezintă Brazilia în fotbal, a fost România în gimnastica fete, datorită performanțelor absolut colosale înregistrate. România este acum în lumea a doua, dacă nu a treia, a gimnasticii mondiale. Asta arată măsura interesului și preocupării de care statul a dat dovadă în ăștia 35 de ani de la Revoluție în față. Așteptăm să vedem ce se întâmplă, Costis. Mulțumesc tare mult. Nu, aș mai fi avut câteva întrebări pentru tine, însă din păcate nu mai avem timp. Uite, asta de exemplu cu o noutate. A revenit Coreea de Nord la Olimpiadă după, iată, o absență de ceva timp și mai voiam... Au lipsit la Tokyo pentru că regimul nord-corean, regimul dictatorial, folosim acest cuvânt de fiecare dată în asociere cu
Ei au granițele închise acolo, nu lasă decât rușii să intre la ei. Au spus atunci, poți ca turist să mergi, dar, mă rog, e o procedură mai complicată. A spus atunci că la Jocurile Olimpice de la Tokyo există pericolul ca sportivii să intre în contact cu virusul, cu boala, cu COVID. Ei negând că ar fi avut așa ceva în țară, realitatea este total diferită. Au avut și ei, au suferit foarte mult. Una dintre multele, multele suferințe ale acestui popor. Costi, îți mulțumesc tare mult. Urmărim cu interes ce se întâmplă la Jocurile Olimpice. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi și vă doresc un weekend minunat. Numai bine!